Bine ați venit, bine v-am găsit! Astăzi am ceva super să vă arăt. O să vă arăt la mâna cealaltă. Vom sta mai mult astăzi în live pentru că... Haideți cu tap-tapuri, pentru că la 100.000 de tap-tapuri veți avea un cod de reducere de 10% la gama de aspiratoare Luxorize. Cine vrea aspirator la reducere? Bună, bună! Ce spuneți, fetelor? Ce faceți voi astăzi? Ce faceți? Sunteți în concediu, munciți? Scuzați-mă, sunt un pic umflată, am avut o intervenție chirurgicală la stomatologie, dar sunt bine și mi-era că nu o să pot să susțin live-ul, dar uite că se poate. Îmi așez mânușile. Bună! Cum vi se par produsele? Ați lucrat cu produsele Luxorize? Cum vi se par poligelurile? Și astăzi am zis că vreau să discut despre fricile de lungimi mari. Tocmai de asta astăzi am să realizez o balerină în live. Ce mărime pe șablon au tipsurile reutilizabile midală rusească? Fetelor, nu le-am măsurat, dar cred că este exact cât ar trebui să fie, undeva la 5 cm din cuticulă până în vârf. Undeva la 4-5 cm puteți să puneți șablonul lângă tipsul reutilizabil și așa voi vă veți da seama de lungime. Poți să zici bună S. Bună S? Eu am folosit doar culorile voastre foarte bine și cum ți s-au părut ție culorile noastre? Depinde din ce gamă, dacă ai folosit din gama Elite sau din gama cele Luxorize. Am totul de la voi, lampă geloș, bravo, foarte bine, mă bucur și ești mulțumită de ele, pentru că eu una sunt foarte mulțumită, mai ales că mi-am achiziționat acum această freză care are o putere mai mare. Ia uitați și mandrina albă, ador albul. Astăzi vom lucra cu tipsuri reutilizabile și anume acestea, pentru că mie mi se par foarte versatile, le puteți folosi pentru mai multe forme. Îmi poți arăta niște tipsuri full balerină? Da, o să-ți arăt și tipsuri full balerină. Eu astăzi voi face balerină, dar din tipsuri pentru migdală rusească, pentru că au un apex mai pronunțat și îmi place foarte mult cum arată. Acestea sunt tipsurile pentru balerină. Și le găsești în această cutiuță. Fetelor, astăzi am premii de oferit pentru voi. Și anume, vor fi două întrebări. Cine răspunde corect la sfârșitul live-ului la aceste două întrebări, va câștiga două oje la alegere. Deci voi vă alegeți culorile de ojă și o bază. Deci la o întrebare cu un răspuns corect se va câștiga o bază și două culori din gama Elite la alegere, adică le arăt imediat, fiind acestea din gama Elite Pure, veți câștiga două, da, la un răspuns corect și un top. Da? Deci, voi pune o întrebare din ceea ce se discută în live. Dacă voi veți fi atente în live, veți ști la sfârșit ce am folosit. Va fi o întrebare legată de un produs și o întrebare legată de tehnică. Dacă la sfârșitul live-ului știți răspunsul, prima care va da răspunsul va câștiga un set acesta și va mai fi un set, pentru că vor fi două întrebări, va mai fi un set de o bază și două oje. Ojele, v-am spus, voi vi le alegeți. Deci, voi vă alegeți ce culori vreți, da? Și unde dați răspunsul? Răspunsul îl veți da Alexandra, moderatorul nostru. Poate o să mă ajute și să scrie ea din când în când unde trebuie să dea răspunsul. Răspunsul se va da pe pagina mea de Instagram, Alexandra, bară mică jos, Radu, bară Nail Trainer. Acolo îmi veți da răspunsul corect. Voi face înregistrarea ecranului și așa o să vedeți prima care a răspuns corect, prima câștigă. Dar
Mai este o condiție. Răspunsul corect plus follow paginilor de Instagram kitunghi.ro și Luxorize. Deci trebuie să urmăriți Alexandra Radu Nail Trainer, Kitunghiro și Luxorize. Așa, spune aici, te rog, sigur că da. Ați înțeles? O să mai repet oricum. Da? Deci fiți atente la tot live-ul, să fiți aici cu mine, pentru că așa veți ști răspunsul întrebării corecte. Da? O să pun întrebările la sfârșit. Bine, între timp eu vă mai explic, nu e problemă. Așa, da. Eu și cu modelul meu ne gândim ce să luăm și de mâncare, pentru că o să fie foarte lung live-ul și o să ni se facă foame. Noi am comandat un kit de pe Kitunghi, toate au fost bune, dar două secunde că nu vă, dar tipsurile și gelurile nu prea. De ce tipsurile și gelurile nu prea? La ce te referi că tipsuri? Ce nu a fost ok? În privat pe Insta? Da, eu am profilul, nu este privat, profilul meu este public. Deci puteți să îmi scrieți acolo mesaj, da? Și follow acestor trei pagini: Alexandra Radu Nail Trainer, Kitunghiro și Luxorize. Doamne, cât vorbesc! Ce anume ați pățit de nu? Nu înțeleg întrebarea, dacă poți să mai scrii o dată, te rog frumos. Haideți să întoarcem camera și să ne apucăm de treabă, pentru că avem mult, mult de lucru astăzi, chiar avem de lucru. De acum înainte, modelul meu vă va citi întrebările, vă rog să aveți răbdare, pentru că sunt, vor fi multe persoane în live și atunci mai scrieți o dată, da? Vă rog să aveți înțelegere. O să fie un design de toamnă, pentru că voi trebuie să fiți înaintea clientelor cu designul. Să nu fiți nepregătite atunci când ele vin și vă cer un design de toamnă, pentru că mai avem două săptămâni, trebuie să aveți culori de toamnă. Voi, ca să puteți să arătați pe rețelele sociale că aveți produse și că sunteți în trend, voi trebuie să aveți minim 3-4 culori de toamnă, le puneți pe un tips, faceți poză și arătați ce aveți voi, pentru că ceea ce voi arătați, asta clientele vor cere. Ceea ce voi vreți să faceți ca și design, ele asta vor cere. E simplu. Am comandat de 3 ori pe Kitunghi și de fiecare dată am primit un secret bag. Bravo, felicitări! Bravo! Dacă arde, asta nu înseamnă că nu este bun produsul. Da, bineînțeles, dacă arde, e posibil ca tu să fi pilit în exces placa unghială sau produsul este pus prea mult. Dar nu este nicio problemă, clienta scoate mâna și cu asta basta. Bun. Arată-mi un pic. Așa. V-am spus că noi în același... Noi facem mai multe lucruri dintr-o dată, deci nu avem... Da. Okay. Acum, o să întoarcem camera. Ai vrea tu? Nu. Bun. Trebuie să-mi aduc... Tap-tapuri, fetelor. Deci dacă ajungem la 100.000 de tap-tapuri, noi putem să oferim acel cod pentru aspiratoare. Toată gama de aspiratoare, de altfel. Așa, cum întoarcem noi camera, mereu mă bate treaba asta. Aceasta este mâna nerealizată și haideți, sunteți pregătite să vă arăt modelul? Tara! Ce spuneți, fetelor? Este un design de toamnă, acesta încă nu este terminat pentru că a trebuit să intrăm live. Vom acoperi aspiratorul ca să putem să se facă bine focalizarea. Avem o balerină, avem acea curbă C, da? Ce spuneți? Superbe, nu? Vreți să vedeți cum se realizează acest efect de piatră? Este un efect de piatră, nu marmură, piatră. Aici este lucios, aici este mat. Împreună cu voi vom alege culorile, voi veți alege culorile pentru mâna cealaltă. Și dacă vor fi mate sau lucioase, tot voi alegeți. Bun. Este două. Mhm. Da. Ceva sau altă? Documentul? Mhm. Nu acum. Mai târziu. Ah, ok. Că nu, până... Ah, ok. Așa, hai, dăm mâna. Cealaltă?
Așa, să intre și ea pe live, să vedem. Momentan, până eu voi curăța cuticula. Gata? Se văd. Mate, iau ce spun fetele. Stați, fetelor, că până la mat mai avem. Întâi trebuie să alegeți culorile modelului. Astăzi vă țin în priză aici. Deci nu, n-ai cum. Deci, ce facem? Pentru început, se vede bine? Vom împinge cuticula, da? Ne vom desprinde și vom crea buzunarul, pentru că altfel o să doar atunci când venim cu freza, da? Ai zis, Ana Dumitru, că se întrerupe, din păcate. S-a întrerupt puțin, dar își revine, pentru că atunci când eu am pus telefonul în suport, am apăsat butonul de oprire și uite așa m-a scos din live. Asta îmi cer scuze. Nu focalizează pentru că am aici... Haideți să acoperim totuși aspiratorul. E ok acum? Focalizează? Tot nu? Dacă las mai jos? Nu, e mai rău? Oh! E mai rău acum. Hai să mai încercăm altfel. Cineva întreabă cu ce se împinge mai bine cuticula, cu bețișor de portocal sau pusher? Cu bețișor de portocal, fetelor. Cu pusherul folosiți atunci când vreți să aplicați culoarea cât mai sub cuticulă. La început, întotdeauna din sinus, începeți, niciodată din mijloc, pentru că rupeți. A zis cineva să lăsăm telefonul mai sus și să dăm zoom din telefon. Așa, mulțumim frumos. Hai să ridicăm telefonul. Avem experiență, nu? Da, nu știu. Câteodată mi-iese, câteodată nu mi-iese. Hai să vedem. Ia să vedem. Ai zis Alexandra că nu se vede bine deloc. Acum? Ei, bravo, cine ne-a zis așa? Ia vedeți acum? Acum e much better. Mai bine, nu? Fetelor, vedeți bine? Deci am ridicat telefonul. Ai zis cineva că acum da. Acum da. Haideți că trebuie să vedeți de aproape ceea ce fac. Da, super. E perfect. E perfect. Pentru că trebuie să vedeți de aproape ce fac astăzi, ca să vedeți exact cum se realizează acest super model. A întrebat cineva cât timp au crescut așa. Păi sunt de la celălalt live, fetelor, sunt de 5 săptămâni. Așa, întreabă cineva ce gel folosești, Sabina. Scuze. Așa, voi folosi poligel astăzi, pentru că am lungime mare și am nevoie de poligel. Bun, acum se vede? Pot să încep lucrul? Cred că da. Este. Din nou. Acum da, păi acum doar îl mișcam ca să să-mi găsesc unghiul. Acum se văd. Uh-huh. Acum e clar. Gata, nu-l mai mișc, aici îl las. Bun. Așa, a întrebat cineva ce concurs. Antonia a întrebat. Bun. Va fi un concurs, eu voi avea două întrebări, deci vor fi două premii. Voi pune o întrebare din ce am lucrat în timpul live-ului referitor la tehnică sau la un produs. Prima care îmi va răspunde pe contul meu de Instagram ce produs am folosit, va câștiga o bază și două OJ Elite Pure, la alegere, culorile vi le alegeți voi. La a doua întrebare se va câștiga un top și două oje, tot la alegere. Deci voi trebuie să fiți tot timpul cu mine aici ca să știți ce am folosit. Bun, și să începem. Ioana Beatrice se întreabă ce geluri de pictură recomandă. Gelurile Perfect Line le găsești pe Luxorize. Bun, cu un capăt acest bit, care este o flacără roșie, da? Cu flacără roșie, abrazivitate roșie, eu voi îndepărta pterigiumul de pe placa unghială și voi ridica cuticula ca să pot să o tai. Da?
întreabă Sabina ce friend o folosești. Poți să... Emilia. Vă mai răspunde și modelul meu. Ok. Professional Electric Nail Drill Express Pro? Express Pro. Da, vreau să zic tot. Express Pro, da. Express Pro. Iar am uitat cum se numește, este Express Pro de pe Luxorize. Așa. A zis cineva, nu știu, contul de Instagram. Alexandra, bară jos, Radu, bară jos, Nail Trainer. Poți să comentezi și tu. Da, zici cineva, poate să-ți vreau contul de pe Instagram. Așa, contul de pe Instagram și... trebuie să ai la follow și Kitungiro și Luxorize. Dacă ai aceste trei și ai și răspunsul corect, vei câștiga două oje la alegere și o bază sau un top. Denisa Maria întreabă ce model este. Ce anume? Nu știu, freza? Express Pro. Express Pro, 35.000 de rotați. Ah, okay. Haideți să vă arăt imediat, stați așa. Hai că e mai bine așa. Aceasta. O vedeți? Este mai puternică. Nice. Bun. Ana Dumitru întreabă la ce turație ai freza acum. Turațiile frezei sunt între 12 și 15.000 atunci când lucrăm la cuticulă. Așa. Bitul este de pe Kitungis, întreabă Sabina. Da, bitul îl găsiți pe Kitungis, este bit flacără, diametru 2.1 și este de abrazivitate roșie. Abrazivitatea roșie este considerată abrazivitate universală. Albastru este un pic mai dur decât roșu. Denisa Maria întreabă ce model îi facem. Păi, modelul meu drag, te rog, bagă, pune-și tu aici, te rog, un... balerină și model de piatră. Acesta încă nu este terminat pentru că o să alegem, voi o să alegeți ce culori și culorile. Am scuze. Bun, am desprins cuticula cu ajutorul bitului și am curățat. Da? Mi-a zis Alexandra că nu se vede bine. Tot nu se vede bine? Ia să vedem. Ești afară din cadrul, mai dă cu zoom, mai din zoom. A, să mai reglez din zoom? Imediat. Să vedem. Cineva întreabă dacă topul este la alegere. Topul nu va fi la alegere, va fi doar culoarea ojelor, o aveți la alegere. Topul va fi... imediat vi-l arăt. Două secunde să... De fapt, știți ce? O să vă alegeți și topul. Mat sau lucios? Okay. Ana Dumitru întreabă când face următorul curs. Următorul curs va fi următorul curs de bază. Va fi în perioada 23-27 septembrie. Și o să aveți și acolo foarte multe cadouri. Și anume ședință foto profesională de personal branding, ca să știți. Ioana Beatrice întreabă dacă sunt bune și pentru tehnica One Stroke gelurile de pictură. Teoretic, da. De ce nu? Sabina a spus că fix pe aceasta a cumpărat-o și a săptămâna ce a trecut. Cred că freza. Freza. Și cum ți se pare freza? Așa. Imediat punem și să vă scoatem tot cu sala înaintare. Nelis by Maria ne-a întrebat... bine, a zis că ne pui întrebările. Întrebările vor fi puse la final, pentru că vor fi din timpul live-ului. Bun, aceasta este forfecuța pe care eu o voi folosi acum. Este nouă nouță.
Voi știți cum se taie cuticula fetelor? Că se taie din milimetru în milimetru. Bun, ia să vedem dacă suntem în cadru. Suntem. Bun, și venim cu forfecuța din aproape în aproape, din milimetru în milimetru, încât să avem ca un cârnăcior cap, coadă. Da, fix așa. Ne întreabă Ana Dumitru, este curs de bază, exclusiv cu tipsuri smart? Da, cursul, am uitat să menționez că cursul nu va fi cu chinul șabloanelor, vor fi doar cu tipsuri reutilizabile half și full. Și o nouă tehnică care imită foarte bine șablonul. Nu va trebui să vă mai chinuiți cu, cu șablonul și cu refularea materialului pe dedesubt. Bun, aș vrea să dau puțin drumul la aspirator ca să pot să pilez și unghiuțele. Denisa Maria ne întreabă dacă e normal să ardă o bază când bagi un crenat. Depinde, fetelor. Dacă unghia este puțin traumatizată, da, și dacă pui și un strat un pic mai gros, este absolut normal. Am pilit cu această pilă Senzopro 100x120 doar materialul. Și puțin placa unghială. Ce mărime este, ce anume? Nu știu despre ce am vorbit. Cineva întreabă cam cât va dura live-ul. Cred că undeva la o oră jumate, două, depinde. Dacă mă întrerup de multe ori, cred că mai mult. Ana Dumitru întreabă, la cursul vor folosi produsele prezentate în live-ul de azi? Cum? La cursul vor folosi produsele prezentate în live-ul de azi? Da, la curs veți lucra cu produsele Luxoray și veți primi și un start, un kit de start cadou pentru a începe acest drum, tot cu produse Luxorize. Aici am avut un pic de lifting. Ia uitați-se ușor. Ridicăm. Pac! Ce mărime sunt? Fetelor, sunt undeva la 4-5, cam așa. Nu știu dacă o să îi le și las așa, după poze, o să, probabil o să îi le tăiem, nu știu, vedem. Alexandra, ce cum se vede foarte bine, mai puțin zoom. Mai puțin zoom acum? Da. Acum este mai ok? Acum e vorba și de aspirator. Până nu termin cu aspiratorul, nu am cum să, nu o să se vadă perfect, pentru că după aceea o să acopăr eu aspiratorul. Bun. Acum, terminăm cu aspiratorul. Și punem așa și cred că acum o să se vadă mai bine. Ce spuneți? Ana întreabă cât costă cursul. Fetelor, pentru întrebări legate de curs, ne auzim în privat pe Instagram, dar pot să vă spun că cursul luna aceasta are o mare promoție. Nici nu vă gândiți. Așa. Erica ne întreabă cum îți dai seama, cum îmi dau seama dacă am lifting la unghie. Liftingul este atunci când, în termen popular, ți-a prins aer unghiuța, adică se deslipește. Se vede? Da. Sabina întreabă șablon sau tipsuri? Tipsuri. Full. Și ce? Pentru că ăsta e viitorul, din punctul meu de vedere. Rapid și eficient. Eu sunt pe rapid și eficient.
Iar în munca de salon, fetelor, nu are rost să vă complicați, pentru că niciun client nu o să vă stea vouă atâtea ore. Dacă faceți ceva deosebit pentru o gală sau pentru revistă, înțeleg, dar pentru munca de salon, timpurile sunt salvatoare, ca să spun așa. Maia ne-a spus că ea nu poate să lucreze cu mănuși. Credeți-mă că și mie mi-este greu, dar trebuie să dau bine pe cameră, fetelor. Întreabă cineva în ce oraș suntem. Noi suntem în București. Tu din ce oraș ești? De unde ne urmărești? Vreau să știu și eu de unde am și eu urmăritori aici pe live. Ana spune că nu are Instagram. Cum poate lua legătura? Îmi pare rău, dar doar pe Instagram. Te ajut, ai timp să-ți faci un cont. De ce ai timp să-ți faci un cont acum? Și uite, cu ocazia asta ai vizibilitate, pentru că Instagram oferă foarte mare vizibilitate în ceea ce facem noi în domeniul beauty. Deci uite, eu te ajut acum. Hai să te văd cum îți faci un cont de Instagram. Deci avem așa oameni din Galați, din Târgu Mureș. Uleu, fetelor, ce tare! N-am fost niciodată nici în Galați, nici în Târgu Mureș. Mi-aș dori să ajung și îmi doresc să ajung și la Cluj. Am fost doar în trecere, dar mi-aș dori să văd orașul. Târgu Mureș e foarte frumos. Ia auzi. Așa, Magda întreabă, dacă am unghia mică, aș putea să mi le fac cu gel lungi? Depinde cât de mică. Dar nu o formă chiar atât, nu o lungime chiar atât de mare cum este această balerină de azi sau o migdală rusească, nu. Așa, mai avem oameni din Vaslui. Ia uite. Slobozia Ialomița, Târgu Neamț. Fetelor, eu am copilărit în Slobozia. Deci am stat acolo la mătușa mea mulți ani în Slobozia. Irina întreabă când vin Constanța. Vreau și eu la mare. Vaslui, Bistrița, Oradea, Galați, wow. Târgu Mureș, Sălaj. Wow, fetele, sunteți din atâtea orașe. Vaslui, Brăila. Doamne, nu vine să cred. Și tot mai București, de unde suntem noi, nu prea. E efectiv, uite, Oradea, Bistrița, așa. Fetelor, nu uitați de tap-tap. Trebuie să ajungem la 100.000 de tap-tap. Doar așa putem primi acel cod de reducere pentru gama de aspiratoare Luxorize, pentru toată gama de aspiratoare aveți. Bun, noi am tăiat cuticula din milimetru în milimetru, iar acum, pentru o verificare, da, să nu mai avem aici pterigium, vom curăța ușor și vom mătui și placa unghială, doar ușor. Ia uitați ce mai iese de aici, chiar dacă eu am... finisat. Și Raluca, am. Asta întreabă cât îți durează o manicură. Cât durează o manicură de genul? De genul, adică așa lungă, undeva la 2 ore și puțin, depinde de model. Aici o să fie un pic... Bine, modelul o să vedeți cât de complicat vi se pare acest model, atât de repede se face. Deci, este model de piatră. Așa, Sorina întreabă de unde aș putea lua o freză electrică. Găsești pe kitunghi.ro. Acolo ai o varietate foarte mare de freze. Mai avem oameni care ne urmăresc din Tulcea, Suceava, Galați, Turda, wow. Iași, Craiova. Fetelor, acum, cine este din Craiova? Care este produsul preferat al fetelor din Craiova? Ia să facem o medie. Sibiu, Tulcea. Sibiu. Hai să începem cu Craiova. Fetelor, se vede bine? Că eu nu mai văd telefonul. Mateo ne întreabă cât e casa pe unghii. Cât încasez pe unghii? Cât e casa pe unghii? Nu înțeleg la ce te referi, dacă vrei să fii mai explicit, te rog, că nu... Sabina ne întreabă cum măsurăm unghia. Cum măsurăm unghia? Adică la ce te referi? Cum măsurăm? Andreas ne spune că el este băiat și se uită. Ne avem și băieți pe live, de ce nu? Adică sunt chiar foarte mulți băieți care fac unghii tehnice.
Adică și le fac chiar foarte frumoase și au răbdare. Bărbații chiar au răbdare. Ana Dumitru ne întreabă cum putem scăpa de cuticula dublă enervantă. Cuticula dublă trebuie hidratată cu ulei de cuticule între vizita la tehnician și la întreținere, atunci când tehnicianul se ocupă, se ocupă și este foarte greu. Dar o poți curăța cu ulei sau cu apă. Nu o să scap, pentru că așa este cuticula, așa e ea. Și avem multe fete din Craiova. Wow, ia, ți-aud. Ce place la craiovence, să vedem. Fetelor, nu uitați de tap-tap. Am ajuns? La câte tap-tapuri suntem? Dacă ajungi, dar unde vedem tap-tapurile? Da, cine zice și nouă că nu știu unde să văd tap-tapurile? Alexandra, asistentul nostru de bază, ne spune și nouă, te rog frumos, unde vedem tap-tapurile sau dacă le vezi tu să ne spui? Andreea de aia ne întreabă de ce refulează. De ce, da, așa, spunem? Pentru că mi-a fugit întrebarea, spunea multe așa. De ce îmi refulează materialul de sub tips? Menționez că nu pun foarte mult material. Refulează. Este normal să refuleze, pentru că tu, în momentul când depui presiune, materialul refulează. O să te uiți acum atent la ceea ce voi face eu cu materialul. 31.000 de tap-tapuri. Haideți, fetelor! Încă puțin și avem și noi cod de reducere. Oricum o să aveți un cod de reducere astăzi la OJL Elite Pure. Sabina ne întreabă cum ne dăm seama dacă unghia este de mărimea 2-3, etc. Fetelor, întotdeauna mărimea 2-3, voi când vreți să aflați mărimea, luați un șablon, da, și măsurați unghia cu el și vedeți de ce mărime este. Nu trebuie neapărat să știți mărimea fixă, nu asta contează. Denisa ne întreabă, ne zice, hei, tu faci unghii? Fetelor, vă arăt și eu ce fac. Bun. În momentul acesta, noi am deshidratat placa unghială, da? Am folosit baza Nova Prime de la, din gama Elite. Bun. Reas ne spune că se uită cât așteaptă să plece la antrenamentul de kickbox. Wow! Wow! Punem o picătură de bază, da? După care eu voi întinde pensula, pentru că această pensulă este prea mare și vom pune prea mult produs și nu este ok. Noi trebuie să ne apăsăm și să intrăm, da? Să intrăm cu pensula în striațiile lăsate de pilă. Da? Întrebări până acum? Haide, o luăm ca la școală. Așa. Ne întreabă Alexuța, sunt unghiile ei sau tips? Aici a avut construcție, sunt unghiile de data trecută, dacă mai țineți minte, cu French glass, da? Și am dat o parte din el. Eu nu am dat tot materialul jos, nu am îndepărtat tot, pentru că nu vreau să-i stresez unghiuța, da? Noi, pentru că vom face lungime, vom avea un apex destul de pronunțat și atunci nu am nevoie să dau eu tot materialul jos să-i stresez unghiuța. Doar le-am tăiat și am lăsat în proporție de 10-15% material pe unghiuță. Ana Dumitru ne întreabă, e baza Nova Top? Este baza Nova Prime. Nova Prime am folosit acum pentru aderență, da? Este care, baza acționează ca un dublu adeziv. Se lipește de placa unghială foarte bine și pe cealaltă parte de material. Bun, punem în lampă. Am folosit baza Nova Prime din gama Elite. Bun. Sabina ne-a spus că se uită la noi până îi ajunge comanda de la Kitunghii. Oh, bun. Deci între timp ne desfaci și coletul, stai și cu noi, ne și spui cum e, ce ți-ai luat. Alexandra Damian ne întreabă dacă ai pus doar nail prep sau bonder n-ai pus? Nu, eu n-am pus, eu nu prea folosesc soluții de pregătire, fetelor, pentru că bazele din ziua de azi, după părerea mea, au destul acid. Nu mai folosesc și nail prep și primer nici atât. Nail prep mai folosesc, dar primer nu. Iar nail prep-ul nu l-am avut acum lângă mine, fetelor. Se poate și fără, vă arăt că are aderență maximă dacă tehnica este potrivită.
I-a întrebat Amalia dacă mai poți arăta o dată, nu știu la ce. Baza. Deci, la una dintre întrebări, veți, dacă veți răspunde corect, veți primi o bază și două oje Elite Pure la alegere. Vă alegeți voi, îmi scrieți ce ojă doriți de pe site, da? Un pachet va arăta așa, iar un pachet va arăta așa. Da? Deci vă alegeți ojele și vă alegeți topul. Din gama Elite trebuie să fie topul, da? Deci gama Elite. Ne întreabă Alexuța, dacă nu am primer, pot să pun și top coat? Nu, exclus. Top coat-ul este doar lucios și îți îndepărtează materialul tehnic. Topul este doar și numai pentru final. Bun, poți să-mi dai mânuța, te rog? Gabi ne spune că te urmăresc din Spania și îmi place cum explici. Mulțumesc frumos! Te aștept la un curs din Spania sau vin eu în Spania la tine dacă... dacă se strâng mai multe fete. Bun, am acum, vom lua tipsul, da? Și îl potrivim. Este, are un milimetru stânga, un milimetru dreapta. Haideți să începem cu unghiuța aceasta, un milimetru stânga, un milimetru dreapta. Folosesc aceste tipsuri care sunt pentru migdală rusească. Repet, ele sunt pentru migdală rusească, da? Și vom folosi un polygel și anume acesta, Pink Peach. Îl las aici ca voi să îl vedeți. Ne întreabă Erica dacă rezistă, dacă rezistă unghiuțele fără soluții de pregătire și 3-4 săptămâni. Da, rezistă și o lună jumătate. Dacă tehnica este corectă, iar dacă tu ai degresat foarte bine placa unghială, este de ajuns cleanerul. Nail prep-ul te ajută foarte mult, poți să folosești nail prep, dar eu nu folosesc primer. Bun. Nu știu unde am pus tipsul. L-am pregătit și... A dispărut. Și a dispărut, da. Ceva, cineva ne joacă feste pe aici. Hai să mai încercăm o dată. Așa. Bun, hai să începem cu această unghiuță. Întreabă Geo, trebuie să te pun primer și bundler sau pot numai una din acelea? Poți să pui și doar una din acelea sau cum crezi tu? Ele au aderență oricum, unghiuțele, pentru că bazele din ziua de azi conțin foarte mult acid. Ne zice Gabita că hai vino în Spania, deja ai două. Ok. Hai, mai strângem, ne auzim în privat, vin și văd și eu Spania, pentru că nu am fost în Spania, am fost în Italia și mi-a plăcut enorm, dar ce credeți? Toată lumea mi-a spus, a, stai să vezi Spania, lasă Italia! Încă cineva ne spune, unde în Spania? Eu, Madrid, aș fi interesată. Da, eu mai am o cunoștință care își dorește să strângă fete în Madrid. Am și o clientă în Madrid pe care am trimis-o la una din fetele care cu care am mai conversat eu, mă mai întreba mici detalii despre unghiuțe, eu îi răspundeam și până la urmă, uite, așa ne-am prieten și clienta mea când s-a mutat în Spania, am trimis-o la ea. Deci cât de mică este lumea totuși. Ana Dumitru ne întreabă cum se numesc tipsurile acestea. Aceste tipsuri se găsesc așa, aici. Și sunt foarte versatile pentru că aveți și pentru slim, și pentru balerină, și pentru migdală rusească, și stiletul. Puteți să vă faceți un print screen. Cineva ne întreabă dacă... Uite, chiar a fugit întrebarea. Doamne, câte întrebări sunt. Dacă mâna transpiră și ajunge pe unghie în timp ce aplic tipsurile, se poate să cadă unghiile? Da, vor face lifting. Atunci când aveți hiperhidroză palmară, așa se numește unghiile care mâna care transpiră în exces, se numește hiperhidroză palmară, voi veți lucra doar cu aspiratorul pornit și tot timpul degresați unghia, imediat aplicați materialul. Și așa nu o să aveți probleme. Știu că am și eu două cliente în această situație. Așa. Bun, aici avem o mică bulicică. Ne întreabă Andreea ce înseamnă tehnica hibrid. Tehnica hibrid se referă la atunci când lucrați la cuticulă, aveți hibrid, adică tehnica combinată. Lucrați și cu capete de freză și dacă la asta te referi la tehnica hibrid. Ce soluție de modelare folosești? Folosesc cleaner
și soluțiile speciale de pe Luxorize, soluția specială de modelare a acrigelului. Bun. Acum, modelul meu mă va ajuta și va lua această lămpiță. Upsi. Așa, imediat, îți spun eu când. Acum. Nu, acum pun eu. Așa, haideți să vedem, să fie în continuitate. Acum poți să pui. Haideți să-ți arăt, cineva m-a întrebat mai devreme legat de refularea materialului. Este normal ca materialul să refuleze, dar, gata. Noi am pus doar puțin, da? După care, întorc degetul clientei și mi-așez materialul încât să nu am foarte mult de pilit. Dar, doar tapotez, nu apăs. Tap, 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 exact cum trebuie să faceți și voi ca să câștigați acel, acel cod de reducere. Tap, 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 tap. Roxana întreabă de ce nu-i rezistă unghiile. Fetelor, sunt foarte multe motive pentru care, dacă nu sunt lângă voi să văd exact ce faceți greșit, îmi este greu să-mi dau seama, începând de la soluții de pregătire până la așezarea materialului. Sunt enorm, enorm de multe motive. De asta este indicat să faceți un curs, ca să, un curs de bază sau de perfecționare, pentru că acolo voi vi se va explica exact și veți vedea unde greșiți. Bun. Andreea, sunt că se uită. Așa, bravo. Vezi, am ținut minte, da? Bun. Am scos, ați văzut că era material refulat, da? Bun. După care introducem în lampă și ne pregătim următorul tips. Am folosit acest poligel Peach Pink. Întreabă Alicia, poți care să-mi dai este puțin diferența dintre poligel și acrigel? Este același lucru, fetelor, doar că sunt... Gata, pot să introduc. Sunt... firmele le denumesc diferit, dar este fix același lucru. Așa. Daria ne întreabă, cu bețișor de portocal manevrați poligelul? Da, mie mi-e este foarte ușor cu bețișgașul de portocal, pentru că are acea teșitură care pe mine mă ajută foarte mult. Andreea întreabă ce înseamnă tehnica hibrid. Se referă la cuticulă, tehnica hibrid. Adică combinată. Folosim și capete de freză, folosim și, dacă la asta te referi, și capete de freză și forfecuță. Bun, hai să căutăm următorul tip. Să vedem ce se potrivește și unde se potrivește. Așa, John întreabă că trebuie să aplic ca să fie destul gel pe tips. Fetelor, aici este puțin la ochi, adică trebuie să vă dați voi seama cam cât, dar de obicei, în funcție de lungime, jumătate din lungimea care voi vreți să o faceți, cam așa, da? Așa. Roxana ne-a zis așa, pilesc unghia, nail prep, primer fără acid, bază și tot îmi rezistă unghiile. Da, teoretic pașii sunt realizați corect, însă acum contează foarte mult, de exemplu, și presiunea exercitată de freză. Deci sunt foarte multe lucruri care contează, degeaba dacă nu sunt acolo să văd exact. Bun. Și acum, mai departe, punem materialul. Tu poți să pui în lampă până la urmă, ok, am pierdut aici. Așa, ne întreabă Geo cât de rezistente bune sunt gemurile de la Sensor. Și aici cred că pot să răspund eu, uite, clientă. Așa. Sunt foarte bune. Le-am avut 5 săptămâni și da, nu s-a rupt nicio unghiuță, nimic. Sunt minunate, le recomand. Da, și o să vedeți la mine pe story, că am uitat să postez story, să vedeți rezistența după 5 săptămâni a unei construcții. Construcția aceea cu fresh glass, dacă mai țineți minte. Așa, avem 51.000 de tap-tapuri. Oh, de bun. Jumătate. Și nici nu am... N-am făcut unghiuț. N-am făcut unghiile, da. Așa. Tania ne întreabă dacă o să mai explici o dată cu lungimea. Da, te rog. Cu lungimea, adică...
M-a ajuns puțin să-mi pui și mie lăpustan, te rog, stai un pic, stai. Daria ne întreabă cum aleg mărimea de tips corectă. Stai un pic. Mărimea de tips corectă. Deci trebuie să aveți 1 mm în lateral stânga, 1 mm lateral dreapta. Întotdeauna tipsul trebuie să fie un pic mai mare. Asta este ideea, ca voi să aveți loc de material. Dacă este mic, nu mai aveți loc să mai introduceți și material. Deci trebuie să fie puțin mai mare. Și cum vă dați seama? Cum vă dați seama? Luați două tipsuri aici. Luați două tipsuri, da? Luați unul mai mare și unul mai mic. Și așa vă dați seama. Cel mai mare pe acela îl puneți. Violeta ne întreabă ce înseamnă freza. Gata. Ce înseamnă freza? Freza este aparatul, este pila electrică cu care noi pilim materialul. Geo ne întreabă dacă nail prep-ul este un fel de fresh. Nail prep-ul este un deshidratator. El deshidratează placa unghială și curăță impuritățile. Asta face nail prep-ul, fetelor. Așa. Andreea ne spune că... Gata, poți să introduci? Când aplic cu tips reutilizabil, îmi ajunge material până sub unghie și nu pun mult material. Am să-ți arăt de ce la următorul tips. Altcineva cere Instagram-ul tău. Alexandra, bară jos, Radu, bară jos, nail trainer. Stai că o să-l scriu. Ok, îl scrie... Adică Alexandra Barajos, da. Trainer. Radu, întâi. Alexandra Bară, Radu. Da. Așa. Bară, nail trainer. Legat. Nail trainer regala. Ok. Ok, poți să-mi dai? Bun. Ce mai avem? Unghiuța mititică. Ia să vedem. Bianca ne întreabă cu ce se pot curăța ustensilele dacă nu am sterilizator. Nu există, doar cu sterilizator și trebuie să treci prin procesul de dezinfectare și după aceea din sterilizare, dar nu se curăță ele așa, se sterilizează și scăpăm de fungi și microbi și bacterii. Doar prin această soluție, doar așa. Cineva întreabă dacă se poate face programare. Programare, adică? Pe cred că la tine. Da, în privat, pe Instagram. Ne auzim în privat, Petru. Așa, Alicia ne întreabă, este bun kitul cu poligel de pe site-ul dumneavoastră? Aș vrea să-l iau ca să încerc să fac unghiile acasă. Este foarte bun. Eu lucrez cu aceste produse, deci... Bun, pentru cine m-a întrebat mai devreme, de ce refulează materialul în cuticulă, da? Haide să-ți arăt. Deci, am pus material în tipsul reutilizabil, da? De ce, cine m-a mai întrebat de ce folosesc bețișorul? Pentru că bețișorul, ia uitați ce faci. Teșește, decât să vă chinuiți cu pensula plus ca aici, teșește exact. Deci noi având bețigașul teșit, este exact cum trebuie să vină materialul în tips. Ați înțeles? Deci nu trebuie... Asta înseamnă aici exact cantitatea de material care tu apeși cu partea teșită. Ioana Beatrice întreabă dacă merită să facă curs, dacă își face doar ei și apropiaților unghiile. Da, pentru că tu vei învăța acolo cum să faci unghii corect, nu doar din live-uri. Și atunci când este curs fizic, profesorul stă cu mâna pe mâna ta și te învață corect. Ai nevoie, foarte importantă este sterilizarea și dezinfectarea. Da? Și nu numai frumusețea. Deci nu contează doar designul, contează foarte mult să nu strici, pentru că poți strica placa unghială și poți face leziuni severe asupra unghiei. Antonia ne întreabă dacă ai pupinele, îți trebuie neapărat și aparatul cu ultrasunete? Nu neapărat. Tu poți să pui soluția în baie, nu trebuie neapărat cu ultrasunete. Poți să pui doar într-un recipient și să pui soluția dezinfectată. Eu folosesc Bionet. Așa, Ela ne întreabă în ce oraș suntem. În București. Bun, pentru cine mi-a spus de refularea tipsului? Haide să arăt de ce. Pentru că dacă tu vii așa drept și ai pus înăuntru, e clar. Dacă noi venim la un unghi de 45 de grade, se vede? Da, da. Și ne împingem,
automat o să mai am material, pentru că tot material, scuze că eu m-am înfățăit acum și automat tot materialul meu, deci vezi unde este materialul, nu are nicio legătură. Da? Deci materialul este perfect până în că refulează un pic în laterale, este absolut normal, venim cu freza și curățăm. Dar să nu vă intre sub cuticulă, că răniți clienta dacă vă intre sub cuticulă. Daria întreabă, ce părere aveți despre soluțiile soak-off pentru îndepărtarea ojei semi, pentru începători încă nu. Eu nu sunt de acord cu, adică eu una nu folosesc produsele acestea soak-off, eu folosesc freza, fetelor. Pentru mine freza este sfântă, nu este greșit nici așa, nici așa, dar eu folosesc freza. Gata. Întoarcem și vedem unde s-a dus materialul. Îl conducem către laterale, pentru că atunci când l-am fățuit eu, ca să vă arăt, mi s-a dus și materialul. Fetelor, fiți atente aici, pentru că eu o să vă pun o întrebare, da? De fapt, vă pun două întrebări, pentru că vreau două câștigătoare, nu vreau doar una. Giorgio ne întreabă, ce poligel este? Uitați aici, am Peach Pink. Îl las aici mereu, două secunde, să nu... Așa. Faceți prin screen. Eu știu ce faceți voi. Voi mă întrebați ca să faceți prin screen, în cazul în care eu întreb, să știți voi... să fiți sigure cu întrebarea, că știți toate produsele, că v-am spus că va fi despre un produs și despre tehnică, nu? Da. Bravo, fetelor, ingenioasă treabă, fiți atent. Poți să pui în lampă? Media a zis, așa, a zis că ajunge sub unghie, nu la cuticulă, îi refulează pe dedesubt. A, păi este normal, ai văzut ce am făcut acum. Am întors. S-a mișcat? Cred că da. Ia să vedem dacă s-a mișcat. Nu, e ok. Ai văzut ce am făcut? Am întors și am așezat frumos materialul. Asta faci. Polimerizez doar deasupra cu mini... Cu această mini lampă, sunt mai multe feluri, găsiți pe Luxorize, da? Polimerizați doar la baza tipsului, la cuticulă, iar după 6-7 secunde întoarceți și începe și nivelați materialul ca să nu stați să piliți prea mult. Dacă nu, luați la freză și piliți mai mult. Gata, poți să-mi dai. Așa. A zis Flori, fără plișare. Adică? Adică fără screenshot-uri, să nu... Ah. Petele, puteți să faceți cum vreți voi. Bun. Mai explic o dată cu tipsul, a înțeles toată lumea? Dă-mi un pic la o parte. Bun, folosesc Pink Peach. Aplic material, da? Materialul în general trebuie să fie cât jumătatea unghii. De aici vă dați seama. Dacă unghiile ei sunt atât de mari, da? Eu am folosit și că m-ați întrebat care e cantitatea de produs. Asta este cantitatea de produs. Ca să spun... Te-am atins pe tine. Ca idee, ca să știți cam cât să puneți, da? Întotdeauna cantitatea de material din tips trebuie să fie cam jumătate din lungimea unghiei pe care urmează să o faceți. Ia uite ce tips and tricks v-am dat eu astăzi. Așa, Daria ne întreabă de ce nu mai este genul camuflaj. Nu știu. Așa, a răspuns Alexandra și a zis că o să revină. Așa, uite, mulțumim Alexandra, mulțumim frumos că ești acolo. Dar ne întreabă ce tipsuri folosești acum. Folosesc tipsurile pentru migdală rusească din această cutie versatilă. Așa. Ioana Beatrice ne întreabă ce lampă folosești. Este lampa, la lampa UV se referă, nu? La lampa da. UV, da, este, scrie pe ea că nu mai știu. Este, fetele, toate lămpile sunt bune, toate lămpile usucă, voi trebuie să fiți atente să le schimbați la un interval de 6 luni, un an, depinde acum cât de mult o folosiți, toate sunt bune, toate au putere și toate usucă, credeți-mă. Le găsiți pe Luxorize și vă alegeți voi ce design de pe acolo, că... Când sunt atât de multe și cum suntem noi femeile, ne împotmolim. Dar aveți de unde alegi, serios că aveți. Dacă folosim lampa așa. De 3 ori pe an. Poți să o folosești 80 de ani. Perfect. Poți să o folosești la lung, tu. Acum
acum vin și eu cu întrebări, ok? Nu vă mai bag în seama, da, ok? Așa. Ce, așa? A, ne întreabă Alexandra. Dacă, stai, nu. Așa, Daia ne întreabă. Faceți French? Scuze că tot întreb, dar sunt începătoare. Dacă facem French azi, la unghiuțe, sau? Facem un model mai complicat. Facem un model mai complicat astăzi, care pare complicat, dar când o să vedeți cât de ușor se face, o să-l faceți peste tot, o să văd acum rocă. Acest model m-am inspirat și eu de la cineva din Rusia și mi-a plăcut foarte mult modelul de rocă. Bun. Antonia întreabă dacă avem mucegai puțin pe unghie, putem pune material? Dacă mucegaiul este de natură, nu este de natură micotică, adică pur și simplu a luat unghia apă, da, poți să pilești, să băfuiești bine unghia și să pui în continuare material, dar atenție să nu fie la toate unghiile și să nu fie un verde închis. Dacă este doar un verde ușor, ceva ușor verzui, tu poți să pui. Și Vanessa întreabă cum de stau tipsurile fără să le ții. Magie, fetelor. Păi, am pus înainte lampa aceea mică și mi-a polimerizat doar la... Da, eu înțeleg ce vrea să întrebe, da. Ideea e că atunci când folosești gel, alunecă tipsul, e normal. Dar când avem poligel, nu-ți mai alunecă tipsul. Poligel e mai solid. Da. Poți să pui în lampă? Haideți, fetelor, mai aveți întrebări? Bibi întreabă, cursuri online se fac? Cursuri online încă nu am, dar în curând vor fi mini-cursuri pe canalul meu de Instagram. Voi posta mini-cursuri la modul cum curățăm cuticula, cum aplicăm culoarea. Nu vreau să vă plictisesc cu lucruri lungi, ci pur și simplu scurs și la obiect. Eu sunt pe... Haideți să învățăm, știți... ușor, nu greu. Bun, poți să-mi dai un pic pe mânuța ca să alegem și ultimul tips? Cineva întreabă ce pot face dacă am pus prea mult cleaner ca să întind gelul. Este greu. Dai, nu gelul, poligelul te referi, îl dai jos și îl pui din nou pentru că îi scade aderența la maxim. La poligel. Am zis dacă se referă la poligel, că gelul nu. Gelul nu are nevoie de cleaner ca să-l modelezi. Da. Deci uitați ce fac eu cu bețișorul teșit, da? Ia uitați, se așează efectiv materialul, se așează singur. V-am spus, fetelor, hai să nu ne mai chinuim să folosim... Ia uitați. Vezi că nu se vede. Scuze. Ia uitați, da? Deci cu partea teșită am exact cantitatea de material dorită, pentru că este teșit, da? Nu are rost să mai folosim și pensula să ne teșim. Acesta ne arată exact cât trebuie să teșim. Cât material trebuie să punem, adică. Așa, Ana Dumitru ne întreabă, legat de curs, cam care sunt etapele de studiu, ce ne înveți? În prima zi se va învăța aplicarea bazei rubber cu Apex și culoare, design la alegere, pe mână proprie. În ziua a doua vom face construcție slim, da, vom realiza și slim. În ziua 3 vom face construcție natural pătrat. În ziua 4 întreținere complexă cu ridicare de arhitectură în tehnica slim. Iar în ultima zi veți avea din partea mea va veni un content creator, da? Cel care se ocupă de Instagram și vă va spune pașii pe care trebuie să urmați pentru voi, pentru a deveni cât mai vizibile în social media și cum să vă promovați. Eu vă voi spune despre promovare, cum să facem pozele și va avea loc și ședința foto de personal branding. Este cadou ședința foto de personal branding ca să porniți cu dreptul în această meserie și să nu aveți o poză în spate cu marea, cum aveam eu acum 10 ani, că nu e bine. Trebuie să aveți o poză profi ca voi să inspirați profesionalism și clientul să știe unde să vină, să știe pentru ce vine. Așa. Alice întreabă, poți întinde poligelul cu acetonă? De obicei, poligelul se... Dacă nu ai și nu ai ceva în casă,
în momentul respectiv vorba vine în casă. Dacă nu ai în salon în momentul respectiv, da, poți să pui un pic de acetonă, dar va fi mai greu să-l... poți să pui? Te rog? Lămpița? Acolo. Aha, mulțumesc. Da, da, da. Așa. Oana spune... Bună, puteți arăta un acrigel, vă rog, nude? Da, păi este acesta cu care eu lucrez. Pot să vă arăt mai multe... Acrigel, poligel este același... Întoarce. Îl arăt imediat după ce termin de... Uitați cât material am refulat de desubt. Se vede, da? Ați văzut? Da, da, da. Se vede, da? Ia uitați. Tapotăm ușor, pentru că nu vreau să fac gaură. Efectiv, vreau să îmi îmbrac unghia naturală de aici, pentru că eu o să o pilesc cu totul și să nu existe cumva o găurică între cele două sau o margine. Și facem tapotare, tap-tap. Ia că iar mi-am adus aminte de tap-tap. Fetelor, haideți cu tap-tap-ul ca să putem să primim codul de reducere la gama de aspiratoare, da? Bun. Am uitat să mai arătăm modelul fetelor. Ce m-au întrebat, ce model vom face astăzi. Imediat o să-l arăt după ce mi-așez și eu materialul aici. Ok. Andreea întreabă dacă rezistă mai mult poligelul decât gelul. Părerea mea este că poligelul este mai dur, dar îl puteți folosi și gelul Jellyflex, acelea geleu, da? Care gelul geleu se apropie foarte mult de consistența gelul, poligelului. Pune lampă doar pe asta și dăm un pic mânuța cealaltă. Cât se polimerizează, voi puteți să admirați modelul. Ia, uite ce frumuseți! Cum vi se par? Ia spuneți-mi, fetelor. Cum vi se par? Spuneți-mi și mie. Maria întreabă, ce părere aveți de ojele semipermanente one step? Ce părere am eu de ojele semipermanente? Da. Fetelor, toate ojele semipermanente sunt foarte bune atâta timp cât le aplicați în strat corect. Adică, subțire și lampa să fie bună. Ce spuneți de model, fetelor? Care vă place mai mult? Lucios sau mat? Să mai pui și invers în lampă, te rog, poți. Ce spuneți? Aveți răbdare și cu modelul meu, că și ea este nedormită. Da, în același timp trebuie să arăt și unghiile, să țin și asta la lampă. Aolo, da, ea trebuie să arate și unghiile. Deci, haideți cu răspunsul mai repede, mat sau lucios, ca să nu mai chinuim, să nu mai chinuim pasta mică, că e micuță și ea. Ah, mulțumesc. Așa. Am nevoie de un sfat. A spus Mirela. Așa. Ok. Îl ascult. Cineva a zis ce se întâmplă dacă rămâne gol între tips și unghie. Pilim și încărcăm cu material, se numește vulcanizare. Așa, altcineva întreabă, este mai ușor să lucrezi cu poligel sau gel obișnuit? Fetelor, aici este strict ține de voi. Eu, mie una, îmi place foarte mult să lucrez cu poligel și știu că nu dau greș și mi este foarte ușor să lucrez cu el. Acum, fiecare cu ce se descurcă mai bine. Așa, legat de sfat, da. Nu o țin unghiile mai mult de o săptămână jumate. Ne auzim în privat. Ok. Și mi-arăți video cu unghiile tale de aproape, te rog, și vedem acolo de ce. Violeta a întrebat ce părere ai de tipsurile dizolvabile și gelul de fixare. Fetelor, încă nu l-am încercat, dar vreau să-l încerc și probabil că o să-l încerc într-un live cu voi. Chiar vreau și eu să-l încerc. Bună idee. Catinca întreabă dacă poți arăta tipsurile pe care le-ai folosit. Da, sigur. Sunt acestea. Da, este acea migdală rusească. Bun. Deci... Să facem un pic de curățenie, pentru că la mine aici este un șantier total, fetelor. Deci nu vreți să știți. Eu o să fac un story și o să vedeți la final ce este pe masa mea. O să vedeți pe Instagram. Dacă tot o să mă urmăriți acolo, acolo o să vedeți și din viața mea personală, ca să mă cunoașteți ca și persoană, nu doar în live. Pentru că am o comunitate foarte mare pe Instagram. Am o fetiță și mă întreabă, când? Ce face fetița? Acolo vedeți de toate. Să nu vă plictisiți. Gata, pot să scos mâna din lampă. Și haide să trecem la acest sound, care mie îmi place. Dar ce?
Așa, deci lucios, mat. Wow. Trebuie să vedem să facem o medie. Ambele. Ambele. Păi, fetelor, ori, că nu puteți să modelul chiar așa. Mat. Toată lumea vrea mat. Fetelor, eu mă refer strict la mai arată puțin unghia, te rog. Deci, eu mă refer strict la acest design de piatră. Da, roca. Roca să fie mată sau lucioasă. Da? Unghia va fi oricum mată, pentru că altfel nu ne iese în relief ceea ce vrem noi să arătăm, adică designul. Așa, lucios, mat, lucios. Ia uitați aici ce frumuseți și cu material foarte puțin subunghial, da? Deci eu o să pilez foarte puțin subunghial. Tap, da, uitați-mi iar. Tap, fetelor. Nu-mi place să spun chestia asta, dar o spun. Hai că suntem la 64 de mii. O, mai avem puțin și terminăm cu tap-tapurile și se activează codul de reducere. Mat, lucios. Fetelor, haideți că o să fac altceva. O să vedeți, pentru că sunteți cu părerile foarte împărțite, o să facem și mat și lucios în același design și o să vedeți cum și în ce fel. Bun, acum vom schimba capătul de freză și anume... imediat o să pun acest butoiaș, da, cu care voi pili excesul de material din zona cuticulară. Așa, să introducem. Alice se întreabă cu ce e pulverizat. Cu cleaner, fetelor. Găsiți cleanerul pe Luxorize. Cleanerul Luxorize, pardon, îl găsiți pe kit unghii. Așa. Oligelul a fost Peach Pink. Da, Peach Pink. Uitați aici, îl punem acum. Așa. Lucios, mat. Mat, lucios. Aolea. Live-ul o să fie postat pe Instagram. Live-ul va fi salvat pe Facebook, fetelor, pe pagina de Facebook Kit Unghi. Bun, haideți să dăm la o parte, să dăm drumul la aspirator. Îmi pare rău că o să mă aud un pic mai greu, dar nu am ce face. Cursul se ține în București, în apropiere de zona Unirii. Iar pentru mai multe detalii financiare ne auzim în privat. Pot să spun doar că cursul este la mare reducere doar luna aceasta. Găsiți detalii pe Instagram. Bun, pilim drept. Pentru că facem balerină, da? Luăm excesul și de aici. Pupila înclinată la un unghi de 45 de grade îmi iau surplusul. Nu contează că o să aveți aici o mică denivelare, pentru că o vom acoperi cu un rubber base în strat pensulat, veți vedea. Atunci când vreți să tăiați drept materialul, țineți freza perfect dreaptă, da? Pentru oval înclinat la 45, pentru drept, freza dreaptă. Pentru că acest capăt nu-mi permite să mă duc foarte, foarte în adâncime, eu voi veni după aceea cu un con mic scurt. Bun. Bineînțeles că poți face, trebuie să pui această întrebare celor de pe Kit Unghi, avem o echipă foarte mare și acolo îți vor răspunde, eu nu știu să-ți dau exact detaliile acestea, dar tot ce ține de aceste lucruri, întrebați direct pe pagina Kit Unghi Ro, pe Instagram sau pe Facebook sau chiar aici pe TikTok, cred.
Oriunde fetele vă răspund, fetele sunt active. Colegele mele. Imediat. Express Pro. 35.000 de rotații cu o putere de 45.000 sau 65.000, nu mai știu să vă spun exact. Bun, ne formăm curba, se vede? Așa, formăm curba cu acest bit. Scuze, eu mă duc, eu am impresia că încolo e telefonul. Ia uitați ce curbă, ce frumoasă avem. Hai să întoarcem. Le vedeți? Vă place? Aș avea nevoie de ambele mâini ca să măsurăm, să nu facem o mână mai scurtă, una mai lungă. Bun. Mai avem de pilit aici. Și aici. Și aici, da, mai avem de pilit. Mai avem. Ce să fac, fetelor? Eu le-am văzut mai lungi. Eu vreau să vă arăt lungi mari. Deci, în, subiectul live-ului era frica și teama de lungimile mari. Cum vi se pare ceea ce eu am făcut până acum? Vi se pare complicat să realizați lungimi mari? Mie mi se pare că cu aceste tipsuri totul este floare la ureche. Vom pili cu pila Senzo Pro 100x120. Cu pila înclinată către clientă pentru a avea o margine liberă perfect dreaptă, după care finisăm marginile. Laterala inferioară avem nevoie să fie dreaptă, perfect paralelă, drept, da, încă o dată, laterala inferioară, perfect dreaptă. Mai ușor? Păi, în primul rând, nu trebuie să aveți pensula prea îmbibată. Să nu fie pensula prea îmbibată, pentru că scade calitatea poligelului. Și doi, dacă pensula nu are destul cleaner pe ea sau acel material special, se lipește. Și se va lipi. Și cu mișcări de tapotare, fetelor, nu apăsați, ca și când ați mângâia. Bun, pilim laterala inferioară perfect dreaptă, paralel. Cu axul, da, tap-tap. Cu axul central. În cleaner, da. În cleaner, cred că ai vrut să spui, în cleaner. Da, probabil că am greșit la scris, la tastatură. Se mai întâmplă. Înțelegem, fete. Noi înțelegem ce vreți să spunem. Nu-i problemă. Și eu mai greșesc la tastatură când îmi fac unghiile. Super! Vedeți? Asta am vrut să aud. Cât de ușor este, nu fugiți de lungimi. Sunt mulți tehnicieni care fug de lungimi mari. De când cu aceste tipsuri reutilizabile și poligelul, mi se pare că viața noastră s-a ușurat total. Da? Deci puteți să faceți lungimi și lucruri frumoase. Ia, întoarce puțin așa. Mulțumesc. Ca să... Mâna trebuie să fie pistol. Cu mâna pistol, voi piliți perfect drept. Da? Țineți minte lucrul ăsta. Mâna pistol. Așa. Și aceasta... Cineva întreabă unde faci unghiile. În București, sectorul 4, în apropiere de Unirii, de piața Unirii. Cineva întreabă ce tipsuri ai folosit. Am folosit tipsurile pentru migdală rusească din această cutie de tipsuri care are mai multe. Da? Aveți și pentru stiletto și pentru balerină și pentru pătrat. Este o cutie foarte versatilă. Bun, îmi poți da, te rog, să le măsurăm, să nu ți le fac
căș. Așa, la fix aici. Aici mai avem puțin. Aici puțin. Aici puțin. Fetelor, ați fost atente la tot ceea ce am spus eu, pentru că vor urma întrebările, iar eu voi alege prima persoană care a răspuns corect și are follow, are la follow pagina mea și pagina Luxorai și Kitunghi, va câștiga un premiu. Și premiul constă în bază și două nuanțe Elite Pure la alegere. Deci fiți atenți de ce am făcut eu pentru voi, ce am obținut. Două culori la alegere. Ce culori vreți voi? Eu o să vă arăt acum în live, o să vedeți și cu ce culori lucrez eu pentru a face acest... V-am spus că trebuie să vă pregătiți de toamnă, pentru că vor veni clientele și vă veți trezi că deja în septembrie ele s-au cam săturat de bleu, turcoaz. Astăzi veți primi codul de reducere pentru gama de oje Elite Pure și dacă ajungem la 100.000 de tap-tap, veți primi și pentru gama de aspiratoare. Bun, acum, cu capătul acesta lung, eu îmi voi scobi surplusul rămas, dar nu mă duc până în cuticulă, până în buricul degetului, mă scuzați, pentru că acolo o să vin cu alt capăt, să nu cumva să-mi rănesc clienta. Modelul, în cazul de față. Fetelor, voi înțelegeți ceea ce explic eu? Adică vă place cum explic? Adică mă fac înțeleasă? Să-mi spuneți dacă fetele la curs îmi spun că înțeleg foarte bine, că înțeleg ce vreau să spun pe românești, așa. Este un capăt de freză pentru under refill, pentru lungimi mari. Îl găsiți pe Kitunghi, la secțiunea capete de freză. Mediu întreabă când vin întrebările. Aproape de sfârșit, fetelor. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc, ca să știu eu pentru ce tot vorbesc eu aici, dacă vorbesc degeaba sau nu. Gabi, ești super. Sărumâna, mulțumesc. Sărumâna, mulțumesc frumos. Și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și că nu vorbesc singură, fetele, pentru că asta ar fi o frustrare, să stai așa și să vorbesc singur. Aș vrea să știu și eu câte suntem acum pe live, câte persoane? Acum, în momentul ăsta, suntem 181. Oh, super! 74.000 de tap-tapuri. Oho, mai avem puțin. Mai avem puțin. Haideți, fetelor, cu tap-tapuri, ca să putem să primim acel cod de reducere la aspiratoare. Erica întreabă, ce pot face dacă la o clientă îi s-a depășit gelul și trebuie apăsit o zonă micuță de verde? O bulă micuță de verde, dacă e o zonă micuță, da, poți să dai jos unghia, materialul tehnic cu totul, degresezi, pilești cu un buffer, după care vii cu soluțiile de pregătire și aplici materialul, pentru că este vorba doar de acel mucegai ușor vertui din cauza umidității. Dacă este de natură fungică, nu. Nu mai punem nimic, trimitem către dermatolog. Fetelor, este un bit lung, da, care exact așa se numește, bit pentru under refill, și îl găsiți la secțiunea capete de freză pe Kitunghi. Abia l-am luat și eu acum. Mi-l doream. Stocurile se epuizează foarte repede, să știți, la capete de freză, deși pe fază. Alexandra bară mică jos, Radu, bară mică, nail trainer. Sau, da, bară sau underline se mai spune acum, eu zic că e mai ușor așa în termenii noi și cu bară mică jos, că multe fete întrebau cum adică underline.
Toma cere un gel bun pentru construcție. Jellyflex și Revoflex. Din gama Jellyflex și Revoflex. După ce terminăm, vă rog să mai mi aduceți aminte să vă arăt câteva geluri din această gamă. Asta care vorbea de zona verde, a zis că da, am privit, am dat sub buffer, dar a mai rămas puțin o zonă verde. E normal. Iar apoi am construit din nou, am făcut bine? Da, foarte bine. Acel verde se va duce în jos. Adică cu unghia când crește, verdele se va duce. Suntem 239. Wow! Haideți, fetelor, ia să vreau să văd și eu 400. Deci eu vă ofer vouă cadouri și premii și aș vrea să ajungem la 400. Chemați neamuri, pisica, vecinul, soțul, iubitul. Amante. După casa fiecare, nu vreau să fac zânzanie pe ei. Pentru mie îmi place în live să stăm și să mai și glumim, nu doar, ok, facem unghii, vă arăt, profi, tot, dar haideți să mai și glumim. Să nu vă plictisesc, nu de alta. 80.000 de tap-tape. Wow! Fetelor, ajungem la acel cod de reducere la aspiratoare. A, da, tu vezi? Că nu știu. Nu, se vede mie, că zici. Nu, dacă, unde vezi tu tap-tapurile? A, acum mi-au zis că e fix sub numele de la kitului, fix sub inimile, știi ce numele. A, super. Uite că cât trăim, învățăm. Bun, acum, cu un capăt, imediat vi-l arăt, încă nu l-am arătat, îmi cer scuze, acest capăt con pe care îl găsiți pe kitunghii este foarte ușor de curățat. Să intrați foarte bine în locurile în care nu puteți cu butoiașul, da? Și anume, ia uitați, la 45 de grade, pilim. Suntem 265. Wow! 275. Doamne, fetele, pe cine ați chemat? Spuneți-mi repede! Cine a venit? Vecina, cine a venit? Haideți, fetelor, chemați copiii, neamurile, toate dispozitivele care le aveți să ne urmăriți aici. Pentru că, de ce vă spun lucrul ăsta? Atunci când vom fi cât mai mulți în live, pentru viitoarele live-uri vor fi și mai multe cadouri. Ați înțeles de ce fac eu treaba asta? Tot pentru voi. Erica ne întreabă, când recomandați să folosim primer cu acid? Primerul cu acid se folosește la fetele, la persoanele care au probleme cu unghiile, adică acelea care au probleme cu aderența, da? Sau la cele care le transpiră unghiile, puteți folosi și primer cu acid. Dar, mare atenție, într-o cantitate foarte mică și lăsați foarte bine să se usuce, altfel el va acționa exact invers decât pentru ce este făcut, adică va face lifting. Bun, acum cu acest capăt eu voi curăța în interior adânc. Cineva întreabă, se poate face construcție la unghie cu mucegai? A spus, e vorba, depinde de ce mucegai vorbim. Dacă vorbim de bacterie, de fungi, nu. Clar nu. Dacă are o onicoliză, nu facem construcție, trimitem la medic. O să știu pe din afară. Express Pro. Vă mai arăt încă o dată, fetelor. Credeți-mă că este foarte puternică și sunt super mega extra mulțumită de ea. Este foarte bună pentru atunci când aveți mult de curățat. Este puternică, rezistă, ala long. Și este și la un preț foarte accesibil. Nu mai știu exact, dar oricum mi se pare prețul super accesibil. 90.000 de tap-tapuri. Wow! Super! Deci gata, fetele, mai avem puțin și... Bine, nu vă lăsați fix acum la final pe trânzală. Mai avem puțin și primim codul. Bun, o să te rog să pui un pic invers, pentru că materialul nu s-a polimerizat definitiv. Mai pune un pic invers în lampă. Știați trucul acesta? Cum curățăm noi capătul de freză? Introducem laturații mici în cleaner
Și tada, mi-e ca nou, pentru că am avut material umed de dedesubt. Am și o freză. Aceasta este. Haideți că vă arăt imediat, o opresc ca să puteți să o vedeți. Aceasta este. Poți să-mi dai. Ce tips and tricks vă mai interesează? Ia să mai aud. Eu vă dau aici o grămadă de tips and tricks. Îmi spunea cineva, zice, dacă tu pe live spui atâtea, ce mai învățăm la curs? Păi, fetelor, nu așa trebuie să gândiți. Trebuie să gândiți diferit. Dacă eu vă dau atâtea într-un live, vă dați seama ce o să aflați la curs și cum o să ieșiți de acolo? Da, pentru că au acolo un set, uite că nu am desfăcut încă cutia să scot capetele, dar da, se pot folosi. Andreea, cum ești unde a dus ceva zile, de acolo de unde e lumea la poligenă? Nu prea înțeleg întrebarea, de acolo de unde... De unde e lungimea? Întotdeauna unghiile pocnesc din linia de stres, acolo unde se îmbină materialul cu placa unghială. Pentru că sunt mai multe motive. Nu ai pus suficient poligel în laterale, adică în zona liniei de stres. De asta ți se întâmplă lucrul ăsta și dacă ai și lungime, fix de acolo îți scrapă, adică mai exact de aici scrapă, nu? Aici. Dacă aici nu ai material, a făcut poc. Și dacă n-ai pus destul material, se numește vulcanizare, vii ulterior și pui un pic de poligel și pilești. Cam așa stă treaba. Maria, ne treabă despre ce curs este vorba? Vorbim de cursul de bază. Avem pe rol în momentul acesta, avem cursul de bază intensiv de 5 zile, unde pot veni și tehnicieni deja pregătiți care vor să-și îmbunătățească abilitățile. Avem Pro Mini Nail și Russian Technic. Și Slim Master. La Slim Master vom face doar Slim și vom vorbi numai și despre Slim, avantaje, dezavantaje și de ce toată lumea alege Slimul și cum să facem poze instagramabile, cum să ne alegem și cum să ne păstrăm clienții și cum să faci ca urmăritorul să-ți aleagă profilul și să-ți apase butonul follow în doar 3 secunde. Cu cel determin tu pe acel viitor potențial client. Toate acestea le vedeți pe pagina mea și acolo veți avea mai multe informații despre cursuri. Cât timp trebuie uscat cu lanterne? La tipsul cu gel, ca să se prindă bine, am schimbat două lanterne deja, toate în parți slabe. Dar nu trebuie decât câteva secunde, nu trebuie să fie... Lanterna, fetelor, aveți nevoie doar câteva secunde, voi restul polimerizați în lampă. Doar cât să se prindă ca voi să puteți să faceți, să vă nivelați materialul pe dedesubt. 5, 6, 7 secunde, e de ajuns. Așa, mulțumim, Adelina, ne întreabă ce se predă la Russian Technic, despre ce este vorba. La cursul la Pro Mini Nails și Russian Technic vor fi 2 zile în care veți învăța tehnica rusească și cum să faceți extensie, prelungire, fără șablon sau tips. Vom face cu rubber base și lungim scurte cu poligel, cu gel. Intrați, vă rog, aveți mai multe detalii acolo pe Instagramul meu. Vă spun, acolo arată pe zile, vă detaliază tot ce veți învăța. Intercepție? 99 de mine pasaport. Wow! Fetelor, avem și noi coduri la aspirator. Momentul în care pun tipsul pe unghie de dedesubt se formează ca o barieră. De ce? Este normal, pentru că este acea barieră între unghia naturală și materialul tehnic. Tu acolo o să pilești, ceea ce am făcut eu adineauri. Este normal, fetele. Nu e greșeală, să știți. Pentru cursuri, cum trebuie să procedez?
pentru cursuri îmi scrii un mesaj privat pe Instagram, iar eu îți voi răspunde acolo cu toate detaliile și datele. Plus că tu ai descrierea cursurilor pe pagină înainte să vorbim noi, tu oricum vezi acolo tot ce ai nevoie. Ce curs te interesează și ce curs ți se potrivește. Dar cele mai multe fete aleg cursul de bază. De ce? Pentru că acolo își dau un restart la tehnică cu totul. Pentru că în cursul de bază trecem prin... Eu am avut cursante la cursul de bază care au avut experiență de 7 ani. O cursantă cu experiență de 7 ani, o cursantă cu experiență de 3 ani. Și mi-au spus că și-au dat un restart și că acum au înțeles mult mai multe. De ce? Degeaba ai 7 ani sau 3 ani dacă tu nu ești în pas cu tendințele, cu ce se cere, cu materialele noi. Bun, aceasta este manicura. Haideți să schimb și eu mânușile, pentru că nu-mi place să mă văd cu praf. Deci, fetelor, dacă ați vedea ce e la mine pe masă și pe lângă mine, voi. Da, vă rog, după ce eu o să termin, o să fac un live, o să fac un story în care o să vedeți și pe modelul meu ce fată frumoasă am aici. Ce dulceață de fată care a fost înainte la alt tehnician și a spus că unghiile ei nu stau, da, și unghiile ei se rup. E, uite că are lungimi mari și nu se rup, da? Vă aștept cu comentarii la story-ul meu să-mi spuneți dacă doar la mine e dezastru asta sau, nu știu, și la voi se mai întâmplă să aveți dezastru, ca să nu mă simt prost, măcar spuneți că aveți și voi, nu numai eu. Să nu mă simt și eu așa unica, dezordonată. Așa. Bun. Dar am făcut 100 de mii de tap-tapuri. Wow! Acum afișez codul. La 100 de mii de tap-tapuri afișez codul. Te rog și mie codul. Stai să opresc aspiratorul ca să nu ne zboare codul. Așa. Stai și... Bun. Haideți să oprim acum acest aspirat. Wow, Doamne, s-a făcut liniște. Bun. Fetelor, aici aveți cele două coduri. Da? Deci, este același cod de reducere de la OJL Elite Pure. Îl aveți și la categoria de aspiratoare. Se vede? Ne-am tot mișcat noi. Așa, să nu mișcăm telefonul, că nu vreau, e sensibil. Nu, acum e ok, stai să dau eu, cât să-și facă fetele prin screen. Fetele, vă rog să vă faceți un prin screen. Așa. Care e metoda cea mai bună să folosiți poligel pe unghii foarte scurte? Adică vrei să faci unghii scurte? Sau vrei să faci... Nu, pe unghii foarte scurte. Pe unghii foarte scurte, care este metoda? Cum gândesc să reziste, gen. Da, cu tipsurile reutilizabile. Da, că și am unghii scurte. Da, uite, ia patul ei unghial, nu știu dacă ați observat la începuturi, acum n-am ce să vă mai arăt, dar patul ei unghial este destul de mic. Dar dacă avem tehnica potrivită și Apex, unghiile ei vor rezista. Oana întreabă, ai vreun video postat cu pașii în tehnică cu tipsuri reutilizabile? Fetelor, chiar nu mai știu, uitați-vă pe TikTok la mine, pe TikTok Alexandra Radu, tot așa, Alexandra Radu trainer sau nei trainer, Doamne, am un lapsus acum. În Turda o să faci cursuri sau Cluj? Momentan voi pleca și în țară, dacă sunt cereri, dacă se strâng grupe, voi veni și în țară. Momentan o să am un curs în octombrie, dacă nu mă înșel, în Brașov se va strânge o grupă. Sunt deja câteva fete înscrise care își doresc să ajung la Brașov și am zis că o să vin. Nu aș fi vrut să vin în țară, dar plec eu și din țară, ce să mai zic, dacă ajung pe la Madrid, ce mai... Contează acum aici o aruncătură de băți, fetelor. Erau 3-4 femei care au discut la Madrid și că de-abia aștept. Fetelor, dacă se strânge grupă, ne auzim în privat și vin cu mare drag să-mi arătați și mie Madridul. Așa. Tot aud, Mocean Modelina spune, tot aud tehnică rusească, dar nu înțeleg. Se referă la cuticulă, la modul în care se pune gelul? Da, fetelor, tehnica și pentru mine a fost la început când am auzit, domne, tehnica rusească. O să vedeți că nu este ceva foarte complicat, dar tehnica rusească se lucrează doar cu anumite bituri la cuticulă.
Deci este vorba strict despre cuticulă. Cum să faceți acea cuticulă frumoasă cu umbra aceea la cuticulă și la fald, curățată total, ceea ce vedeți voi, perfecțiunea aceea întruchipată. Așa, acum au apărut deodată foarte multe întrebări. Fetelor ușurări, v-am spus, ea este puțin adormită azi. S-a emoționat. Oh. Fetelor, încurajări, vă rog, aplauze pentru ea. Este nedormită și totuși este aici cu noi. Și o să aibă unghiuțe frumoase, da? Să lase vrăjeala la ea. Superbe unghiuțele, le iubesc. Mulțumesc. Bun, pot să iau codurile? Ați făcut, pentru că urmează următorul pas și vreau să știu dacă voi ați făcut prin screen. Acesta este codul pentru ojele Elite Pure și care va fi activat același cod și pentru toată categoria de aspiratoare. Bun, haideți să vă arăt cu ce rubber base eu voi lucra acum. Și să înțelegeți de ce eu nu las așa. Ana Maria întreabă dacă îi poți răspunde la mesajul din privat. O să răspund, dar nu pot acum. Voi răspunde tuturor, bineînțeles, dar nu acum pentru că telefonul meu filmează live-ul și nu am alt telefon decât acesta. Bun, vreau să vă arăt niște minunății de rubber base-uri din gama Elite. În afară de faptul că arată atât de luxury, nu știu ce să mai zic. Ia uitați. Se văd? Da. Bun, unul din ele îl voi folosi acum și anume exact acela care are aceeași culoare cu poligelul. Bun, și anume, ia uitați aici ce culori frumoase. Ce vreți să vă mai arăt? Ai idee de cât timp suntem live? Că sunt curioasă. De aproape 2 ore. Wow! 15 minute, fac 2 ore. Wow! Ia uitați! Cred. Acesta seamănă perfect cu poligelul. Unde este poligelul? Unde îl puseai? A, uite aici îl puseai. Acesta este identic. Haideți să vă arăt. Îmi spuneți ce vreți să vă mai arăt din gama Elite Pure. Dăm, te rog, mâna și venim cu acest poligel. De ce? Cu acest rubber base, de ce? Mie nu-mi place trecerea aici, între placa unghială și material. Pentru că noi aici, la lunulă, avem celule baby. Tocmai ce am postat un reel ieri, să înțelegeți. Eu nu pun material gros la cuticulă. În niciun caz nu o să pun niciodată poligel gros la cuticulă. Eu vin cu rubber base, pentru că este flexibil. Să înțelegeți de ce. Atunci când punem un material dur pe celule baby, e ca și când ai arunca un bolovan pe o trambulină. Da, ați înțeles corect, ca să spunem pe românește, da? Ați văzut cum sare bolovanul? E, cam așa vă va face vouă lifting dacă puneți un material atât de dur. Capiși? Așa. Iar v-am dat un tip Setrix. Dar e întreabă, e adevărat că patul unghial se poate alungi prin pilire? Prin? Pilire. Nu înțeleg întrebarea. Să pilești unghia, să alungești patul unghial. Nu am înțeles întrebarea. Poți să faci extensie și să alungești patul unghial fără șablon sau fără construcție. Asta se învață tot. Pilirea pe laterale. A clarificat. Dar tot nu înțeleg. Sau Oana întreabă la ce este bun capătul de freză diamantat. Flacă. Capetele de freză diamantate sunt bune pentru stilizarea cuticulei și pentru îndepărtarea pterigiumului. Pterigiumul sunt acele zgrimțuri lăsate de cuticulă. Voi când ridicați cuticula, vedeți că aveți niște zgrimțuri din acelea. Dacă voi puneți pe el, la revedere, nu o să mai aveți... O să aveți lifting, clar. Catinca. Și atunci ajută aceste capete. Catinca Iacob întreabă ce nuanță de rubber base este. Imediat o să arăt. 2 secunde să-mi fac și eu aici. E super bună. Mhm.
și de asta de multe ori este bine să aveți în apropiere cu poligelul, pentru că v-am spus, poligelul pus în cantitate mare la cuticulă o să vă sară și o să vă facă lifting. Să mă țineți minte după, după bolovan și trambulină voi. Roxana Stoica întreabă dacă bagă? Este vreun concurs și astăzi. Da, este un concurs. Voi pune două întrebări. Mocha Bliss. Voi adresa două întrebări către voi din tehnică și produs, din ceea ce eu am făcut astăzi în live. Cine va răspunde corect va câștiga două oje semi-permanente la alegere, culorile de la aceste culori, mă refer, Elite Pure. Eu am pe acestea două, voi vă alegeți ce vreți voi. Dar și un top. Iar la cealaltă câștigătoare va fi o bază. Așa, doamna care a întrebat de curs și așa a zis că te-a găsit pe Instagram și speră să aibă ocazia să te cunoască cât mai repede. Te aștept cu drag, acolo vezi și perioadele, dar cel mai bine ne auzim în privat după aceea, pentru că acum nu pot. Sunt prinsă cu modelul, nu mă lasă modelul să ies de aici. O țin captivă. Da, păi trebuie să-i termin și unghiuțele că se duce să doarmă. Măi, fetelor, la 20 de ani eu nu dormeam. Fetelor, nouă ne mai e și foame, ca să știți. Mănâncă cineva acum cu noi în live? Sunt curioasă așa, că mi-e foame, nu de alta. Mă scuzați că pun această întrebare, dar mi-e foame. Ce este bine să faci când ai mucegai sub unghie, întreabă Andreea. Hai să reluăm. Dacă mucegaiul este cauzat de umezeală, adică unghia a prins aer și prinzând aer va prinde și umezeală, noi putem să dăm jos, să îndepărtăm tot materialul, pilim unghia cu bufferul, după care aplicăm soluțiile de pregătire și putem să realizăm construcția, dar doar dacă este datorită sau din cauza umezelii. Dacă este o nicoliză acolo, pronunțată, trimitem la medic urgent. Nu mai punem niciun material. Pentru că este posibil să fie de natură fungică, da? Așa. Ok. Ce capete de freză recomanzi pentru cineva la început? Capete de freză pentru îndepărtat, pentru cuticulă. Fetelor, că ești începător sau nu, capetele de freză sunt aceleași. Da? Duritatea să fie medie, adică albastru sau roșu, iar la semi-permanentă poți să folosești și abrazivitate galben, pentru îndepărtarea ojei semi-permanente mă refer. Doamne, ce frumusețe am făcut aici, îmi vine să mă pup singură, fetelor. Bine, încă nu, stați că nu vine încă să mă pup, pentru că n-am terminat imediat, să nu pui în lampă încă. Nu pot să mă pup încă singură, pentru că nu am terminat model. Și avem această pensulă superbă de la Senso Pro. Aproape toată lumea mănâncă în afară. Toată lumea mănâncă? Doamne, fetelor, voi mânca și vă uitați la mine? Aproape toată lumea mănâncă. Dar de ce câte ceas? E ora cine? E 7 fără 10. Ioi. Așa. Fetelor, uite, ca să vă fac sâc așa, noi după ce terminăm ne comandăm o pizza, uite, na. Nu, uite, na. Uite așa. Și stai și unghiuțe frumos. Da, uite, ia o să aibă și unghii frumoase și mănâncă și pizza, uite. Poftim. Betty mănâncă, Anadmitu mănâncă. Vai, dar nu cred. Deci eu fac unghii și voi mâncați, vă uitați ca la film, fetele, v-ați luat popcorn lângă voi? Și toată lumea mănâncă. Wow, deci am pus întrebarea la fix. Poți să pui în lampă? Așa, eu aștept să se gătească mâncă. Se gătește sau o gătești? Așa, ce tehnică este aceasta, întreabă Maia. Fetelor, nu este neapărat o denumire de tehnică. Noi am făcut construcție cu tipsuri reutilizabile, iar pentru că eu nu pun material dur la cuticulă, vin cu o bază rubber care să fie cât de cât apropiată. Eu chiar s-a nimerit să fie asta, credeți-mă că puteți să puneți și pe asta. Da, să vă arăt. Ia uitați ce frumoasă este aceasta. Deci aceasta se complementa perfect, ba chiar mai deschidea cu o nuanță. Dar eu am vrut să rămânem pe închis ca să mergem pe toamnă. Este nude elegance. Cineva o să mănânce lasagne imediat. Wow! Deci mie și pe cealaltă. Am încercat lasagne. Se pare că era ceva din creancă, viitorul la Garfield. Cum e? Lasagne, nu cred că există când era mai mică. A, da? Păi e un fel de pastă, dar sub altă formă. Da.
Așa, altceva, ce model faceți? Surpriză! Pentru cine a intrat mai târziu, fetelor, are loc un concurs în seara aceasta. Vor fi două premii, adică două fete vor câștiga, nu doar una. Și unde mai pui că premiul, care constă în OJ semi-permanentă de la Elite Pure, din această gamă Elite Pure, vi le alegeți voi nuanțele. Da? Deci nuanțele vi le alegeți voi. Ce nuanțe de OJ semi de la Elite Pure, plus o bază sau un top. O câștigătoare va primi o bază și două OJ, iar o câștigătoare un top și două OJ. Da, mai trebuie să răspundă pe Instagram. Cu... Da, te rog, Sara, continuă, este asistenta. Sara, doamne, scuză-mă. Mă gândeam la ce? La o prietenă. Aha, da. Okay. Scuze, scuze. E foarte rău. Scuze. Este plânge modelul. Deci n-ai cum, îmi cer scuze. Eu acum nebunesc, că vede aici că toată lumea îmi spune ce mănâncă, nu mai pot. Da, și nouă ne e foame, deci n-am pus bine întrebarea, fetelor. Dar știți care e treaba? Știți care e treaba? Că voi acum, când vorbiți de mâncare, celelalte fete din comentarii vor vedea și ele și le dați idei ce să mai mănânce, nu? Deci haideți că... Am plecat de la manicură, am ajuns la mâncare, dar așa se întâmplă întotdeauna, terminăm cu mâncarea, că suntem oameni și ne trebuie. Le-a zis cineva, poți să comanzi după, că acum vine greu, doar așa ca să nu plecăm de pe live. Mâncați după, nu vrei. Da, mâncăm după, nu-i problemă. Da, mă scuz, mă scuzați, mai spuneți fetelor și voi când că ne ia valul și mai... Bun, doi la mână. De ce eu am dat cu această bază? Am nevoie de strat de alunecare pentru design. Pentru designul ce-l vor face, ce-l voi face, glumă, glumă, dar haideți să trecem la design, că deja ne-am cam întins, pune doar pe asta. Dacă facem cu gel, se poate completa tot cu gel dacă nu avem rubber. Îți va fi mult mai greu și îngroși unghia foarte mult. Ai nevoie de o bază lichidă. Și după nu putem să facem cu freză, dacă e prea... Ba da, dar te chinui mai mult. E mai ușor așa, tap-tap. Tap, tap, am ajuns la tap, tap. Bun, haideți. Mami, deci dacă, poate ajunge și la 150. Bun, aici am o paletă pe care voi o găsiți pe pe Kitunghi. Și acum avem așa. Alegeți repede cu ce va fi designul. Am nevoie, albul va fi clar. Acesta, sau votați, da. Sigur va fi alb. Vreți să bată această rocă spre albastru sau vreți să bată spre maro? Le arăt cum e cealaltă. Da, hai să arătăm. Aici noi am folosit, aici am pus mai mult albastru, aici am pus mai mult maro. Acum spuneți voi care vă place mai mult. Deci albul oricum nu intră în calcul, că oricum îl vom pune. Aveți la alegere aceste trei oji. Care vreți să fie mai mult? Alb sau? Nu se focalizează? Lasă mai mare. Se focalizează pe astea. Se focalizează pe oji. Ok. Ați prins ideea. Ați prins ideea, fetelor. În ce să bată mai mult această rocă? Spre albastru sau spre maro crem? Oana întreabă dacă contează atât de mult să punem unghia cea mare separat de celelalte? Da, pentru că tu atunci când stai cu mâna în lampă așa, aici dedesubt nu ți se polimerizează. Cineva a cerut codul de reducere pentru aspirator? Acum, fetelor, hai, v-ați hotărât la OJ spre ce vreți să bată, spre albastru sau spre... Sunt 40 de mesaje, stai puțin. Așa, deci o să citesc repede, răspunzi repede, facem așa repede, da? Da, hai. Ok, începem să le folosești. Care din ele, că-s mai multe? Această pensulă, fetelor, este repede, Senso Pro. Așa. Pentru ce se folosește topul? Topul îl folosim ca să sigilăm modelul și ca să avem luciu. La final de live va fi concursul? Da. Ce freză folosești? Express Pro. Bun, am intrat acum despre ce este vorba. Vorbeam de mâncare, ai vorbit mult. Stai aici ca să vezi despre ce vorbim. Bun, o să facem modelul mai mult spre... O parte îl facem spre albastru, o parte spre crem. Bun, trasăm. Fetelor, fiți atente. Acum glumă, glumă, dar haideți să... Albastru, albastru, alb și albastru, alb, albastru, 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 albastru. Deci multă lume spre albastru. Maro, cred că o singură persoană cu maro, două, trei cu maro, dar restul cu albastru, maro, bun. Albastru, albastru. Haideți să facem cu... Ideea e că întotdeauna voi trebuie să aveți o nuanță deschisă, indiferent, da? Deci albul și negru sunt non-culori. Trebuie să arăt unghiile.
Nu le mai arcui, că după aia zici că zboară. Nu știu cum să stau. Așa, cât mai relaxată, ca și când tu așa te-ai trezit. Bun, fetelor, cu o pensulă și anume aceasta, pentru ombre, ia uitați ce fac eu cu o simplă pensulă și ce design. Venim, se vede? Vreau să văd dacă se vede exact. Acum are loc magia. Deci, tremurând așa, luați pe pensulă, da? Și descărcați efectiv pe unghie. Vă descărcați, da? Cam așa. Eu am nevoie, aș vrea și mi-aș dori să pun și un pic de maro ca să-mi iasă în evidență acest design. Da? Și avem niște valuri. Exact. Acea... Fetelor, s-a încins telefonul. Ne scuzați. Mai sunteți cu mine? Că tocmai ce realizam modelul. Se vede? Acum, da, da, da. Bun. Deci, haideți că ne fuge modelul. Aceasta este roca. Nu, modelul de pe unghie. Iar cu acest linear ne mai ajutăm. Eu simt că trebuie și un pic de maro, pentru că... Cred că nu se vede bine, că se vede așa blurat. Se vede blurat? Da. Pune un pic în lampă. Că altfel ne fuge modelul și o mai luăm de la capăt. Okay. Bun, deci, cum era? Ridicăm telefonul și zoom, da? Așa, Andreea zice că eu am făcut modelul ăsta cu pensula liner, am luat fiecare culoare în parte. Da, poți să-l faci așa, dar mie mi se pare mai ușor pe stilul acesta. Fiecare cum vrea să-l facă, chiar nu există o... poți să-l faci în mai multe feluri și rezultatul să fie același. Gata, poți să-mi dai. Așa, next. Deci, la dezastru ce e pe masă, nu găsesc pensula. A fugit. Mi-a fugit pensula, fetelor. Am găsit. Era pe sub aspirator. Mă scuzați. Tap, tap. Suntem... Am avut? Nu. Suntem 100 acolo. Bun, aici am creat în acest design această parte, aici îl vom face în partea cealaltă și îmi descarc efectiv, dar aveți nevoie de acest strat de alunecare. Da? Altfel nu vă alunecă designul și nu o să iasă așa. Da? Bun, se vede? Da, se vede perfect. Așa. Bun. Poți să pui în lampă. Așa. Baza e polimerizată? Da, baza este polimerizată. Puteți să faceți și pe bază umedă, dar va aluneca prea tare atunci și nu o să ne mai iasă designul dorit. Aș vrea să vin un pic și la cuticulă. Dăm puțin, te rog. Am început iar să creștem. Bun, venim și aici un pic la cuticulă. Violeta întreabă, poți să folosesc o bază rubber clear pentru startul de alunecare? Da. Da, la mine s-a nimerit bine pentru că aveam nevoie și pentru această trecere. Bun. Așa. Eu mă mai ajut de liner. Dacă ceva nu-mi place cum s-a dus, mă mai ajut de liner să mai fac câteva treceri pe aici. Ce părere aveți despre lanterna lampă? Sper că m-am exprimat corect și înțelegeți la ce mă refer. Da. Tocmai ce am folosit acum în live, eu sunt foarte mulțumită de ea. Pune lampă. Așa, e foarte interesant modelul. Mă bucur. Dar nu este tot. Mai vedeți ce urmează acum. Așa.
191. Super. Vin cu aceste foițe și o să îmi pun pe model ca să aibă exact un efect de piatră prețioasă, adică un fel de marble, pentru că așa este în părerea, în viziunea mea, este puțin cam fad. Da? Gata, poți să-mi dai? Este aceeași fată care tot întreabă de Instagram, cred că mă testează, dacă rețin asta. Nu zic și că l-am învățat acum, nici mai trebuie. Așa. Deci punem... Ce mărime sunt, întreabă Maia? Fetelor nu le-am măsurat pentru că le-am făcut cu tipsul reutilizabil. Așa. Ce forfecuță folosești, întreabă Mădă? Forfecuța de pe Kitungi, aceea argintie, adică aceasta. Aceasta, dacă o și găsesc în acest caup al meu de pe masă. Cum caut foițele pe net? Întreabă Antonia. Le găsiți la Foițe Unghii în nail art, la secțiunea nail art, Foițe Unghii. Bun, eu le presez puțin ca să-mi și rămân aici, pentru că voi veni cu top și nu vreau să le iau cu totul. Da. Fetelor, mai avem puțin și haideți să punem prima întrebare, ce spuneți? Cât se usucă ea? Te rog frumos să pui un pic în lampă. Bun, cât ea se va usca, venim cu prima întrebare. Ați spus că vreți mat, vom face mat și lucios. Haideți să începem cu prima întrebare. Ta-da-am, sunteți pregătite? Ce bază s-a folosit? Ce bază am folosit eu la început? Nu baza de sfârșit de acum. Se nu rubber base, baza de început. Se zică pe Instagram sau pe TikTok? Pe Instagram. Pe contul meu de Instagram îmi răspundeți. Și prima care a răspuns ce bază... Clear, v-am dat și un indiciu, baza clear. Ce bază clear am folosit eu la început, deci cine îmi va da răspunsul corect și are la follow pagina mea de Instagram, Kitungi și Luxorize, mai repet o dată pagina mea. Scriu acum. Deci Alexandra, vară jos, Radu, vară jos, nail trainer. Da, sunt eu îmbrăcat în alb. Da, hai că am zis un gata, acum cu Nova Mat, poți să-mi dai, te rog. Cu Nova Mat vom sigila. De fapt vom face doar pentru că nu știu exact cum va dori modelul să rămână celelalte unghii fără care nu au care nu au model, nu știu dacă le vom face mate sau lucioase, încă ne hotărâm. Lumea încă a rămas cu tap-tap, bravo fetelor, dați acolo tap-tap să ne rămână, să fim și noi în cât mai în top cu live-ul, nu? Chiar se blochează, a zis cineva că ți-a scris pe Instagram. Ok, voi vedea, pentru că eu după ce termin live-ul voi face înregistrare ecran ca să nu existe vreun dubiu. Voi face înregistrare ecran la prima fată care mi-a răspuns și mă voi duce în și să văd dacă urmărește și celelalte pagini, dacă mă urmărește pe mine și celelalte pagini. Da? Bun, mie nu-mi place că mi s-au cam dus aceste, dar le luăm imediat. Ia uite încă tap-tap. De lumea tap-tap. Vă aștept, fetelor. Deci mie mi se pare că a fost cel mai interactiv live de până acum făcut cu voi. Au stat atâtea persoane și atâtea ați comentat, adică chiar da, ați stat cu mine. Și ați și mâncat cu mine, dar hai, las, treci, mâncăm și noi după. La un moment dat erau 40 de mesaje noi, adică
Aolo, fetelor, să știți că nu a fost din rea voință, ci pur și simplu nu apucăm să răspundem. Nu apucăm să răspundem la toate mesajele. Da, să știi că le-am citit pe toate. Da? Da, ia uite, da. Ia uite, măi, tinerețea asta, ha. Întoarce puțin, te rog. Întoarcem ca să formăm, să nivelăm, pentru că topul mat este destul de grosuț. Mai avem și aceste foițe, mă scuzați dacă vă acopăr imaginea. Nu, cu alu se vede mai mic, se vede asta de sub. Topul pe dedesubt? A zis Laura că eu am scris aici, dar vezi cum se vede că faci pe dedesubt. Și apoi nu, că acum eu doar nivelez topul. Așa. Laura zice că a scris aici, răspunsul trebuia trimis pe Instagram. Da, pe Instagram. Am scris mai sus. Instagramul Alexandrei. Instagramul meu. Alexandra, bară, Radu, bară, bară jos, nail trainer. Ana Dumitru a cerut să arătăm topul. Nova Mat. Așa, Violeta întreabă, dați top și sub unghii? Da, voi da top și sub unghial, pentru că trebuie să-mi nivelez acele striații lăsate de capătul de freză. Laura a întrebat dacă se iau în considerare și răspunsurile de pe TikTok sau doar pe Instagram? Doar pe Instagram, fetelor, doar pe Instagram atât. Așa, Manuela a întrebat când se pun întrebările. Întrebarea a fost pusă, una din întrebări, și este aceasta. Ce bază s-a folosit? Așa. Ce bază clear am folosit? Ai zis că nașpa n-am fost pe fază. Mai încearcă, că poate n-a răspuns încă, n-au răspuns fetele. Dar și trebuie să și urmărească paginile de Instagram. Deci, haideți să o luăm de la capăt. Sar, doamne, iar mă gândesc, nu știu de ce vorbesc. Poți să lesbesc tu. Alex. Deci tu deja. Da, scuză-mă, mă gândeam mult. Alexia. Așa, deci. Alexia este asistenta și vă spune exact. Exact. Deci, ce trebuie să faceți? Trebuie să răspundeți la întrebarea de pe ecran, pe Instagram. Instagramul Alexandrei l-am scris puțin mai sus. Ca să participați la concurs, trebuie să-i trimiteți în privat răspunsuri la întrebare și să urmăriți pagina de Instagram a Alexandrei, a celor de la Kitungi și Luxorize. Da. Deci, Alexia deja știe tot, deci nu o face moderator. Deja am învățat și username-ul tot. Bravo, bravo, te aștept la curs, Alexia. Mi-am câștigat un ghiuț. Așa. Aha. Așa, care câștigă... Dar nu v-ați plictisit de mine? Eu văd că încă stați aici. Mie nu vine să cred câtă activitate există. Păi voi mâncați, de-aia nu v-ați nicio treabă. Care câștigătoare? Am dat și un mesaj pe Instagram. Câștigătoarea o să fie anunțată de-abia după ce se termină live-ul. Da, bineînțeles, după ce se termină live-ul, în story. Deci, la mine, pe Instagram, voi face story cu tag către Kitungi și Luxorize. Așa, mai este încă o întrebare. Deci încă mai avem o întrebare, șansă. Pentru că avem două câștigătoare, da? Deci mai aveți o șansă dacă nu ați reușit aici. Deci de pe live-ul acesta o faceți și cu cadouri și cu cod de reducere, de toate. Deci avem și coduri de reducere, la final o să arătăm din nou totul. Haide să vedem. Ne auzi. Bun. Și pe noi cum ne plângem că ne e foame. De toate. Mai venim cu o pilă în vârf de control. Așa, părere de geluri Sensopro. Foarte bune. Le poți încerca. Și Sensopro și Luxorize le poți încerca. Bun. Așa. Acestea am uitat să le degresez. Le voi degresa acum. Pentru că m-a luat valul. Am terminat de mâncat, gata. Da? Să-ți fie de bine. Noi ne comandăm. Când suntem aproape gata, o să comande și Alexia. Să nu-i mai greșesc numele, doamne, nu știu de ce mă gândeam la Sara. A doua câștigătoare ce câștigă? Va câștiga tot la fel două oje semi-permanente din gama Elite Pure la alegere. Voi vă alegeți culorile, intrați fuguța pe site și alegeți ce culori, îmi scrieți acolo ce culori doriți. Bun. Așa. Și acum haideți să facem designul. Și pentru design avem nevoie de... Imediat vă arăt ce voi folosi la design. Foarte fiecare dată când cred că-s gata unghiile, gata, mai încă un pas.
Da, mai avem un pas, fetelor, nu le lăsăm așa. Nu vi se par cam goale? Mie mi se par neterminate. Prea simple. Nu sunt prea simple? Păi dar nu vreți să vă arăt. Voi, din acest design, veți face ceea ce vă place. Voi nu trebuie să faceți exact ca mine. Avem aceste cristale superbe de la Luxorize. Da? Le pun aici ca să le vedeți. Vom avea... Și caviarul, că nu-l găsesc eu pe aici, la ce am eu aici. Așa. Așa, despre ce este vorba. Avem. Da, deja am turit, fetelor, tu maci. Deci, bom. Nu mă simt nervi atât. S-a vărsat puțin caviar. S-a vărsat puțin caviar, am făcut și două. Așa. Ne scuzați. Bun, și punem un pic de Nova Prime, și anume bază, da, pentru caviar. Am nevoie și pentru pietricele. Acum, pentru aceste strasuri frumoase, cristale, cum vreți voi să le spuneți. Bun. Întrebarea 2 care e, o să vină o să vină în curând și foarte aproape, stay tuned. Bun, luăm acest caviar și îl îmbibăm și ne... Tap, tap. Așa, cât țin unghiile cu poligel? Oh, fetele, au o rezistență până la 7-8 săptămâni, dar nu recomand 7-8 săptămâni, pentru că la o lungime atât de mare deja dor. Da. Da, uite, ea uite, vă spune că... Nu, acum eu sunt fanul numărul 1. De obicei îmi cădeau foarte repede unghiile, dar de când folosesc poligelul de la kit unghii de la Luxorize, mă țin... 5-6 săptămâni, adică nu, până le schimb. Nu, da, nu da, doar că e normal că atunci când apexul se duce în jos, este normal că nu va mai avea rezistență. Da. Contează foarte mult și Nelly Prep. Da, uite, vezi, am de ce învață cu mine? Ia pe poate să apuce de unghi, fetelor, vedeți? Așa. Nu mă țin el. Mai frumos să citesc aici întrebări. Așa. Bun, acum venim cu acest punct. Se vede? Da, da, Alexia, da. Se vede? Mm-hmm. Ce se degresează? Ce anume? Unghiuțe. Un cleaner. Despre ce e vorba? Ok, deci. Deci un concurs cu cei de la Kitungi, în colaborare, frumos. În care trebuie să răspundeți la întrebările care o să apară pe ecran. Dacă ați fost atente la ce v-a zis Alexandra și vă duceți pe Instagramul ei, care a fost menționat puțin mai sus, dar o să-l scriu iar în comentarii. Și cu bună voință va... și entuziasmată, o să vă pun aici Instagramul și trebuie să vă duceți în privat să-i spuneți răspunsul și prima persoană care răspunde corect și urmărește pagina Alexandrei, pagina Kitungi și a celor de la Luxorize, primește trei ojele. Produse. Trei produse. Două oje la alegere, culoare la alegere din gama Elite Pure. Da. Și la o întrebare va primi o bază și la o întrebare un top. Yes. Auziți. Okay. Bun, ia uitați. Momentan. Vreau să polimerizez puțin, tocmai ce întreba cineva de această lămpiță. Polimerizăm puțin ca să nu-mi fugă până eu termin designul. Și că e bine să lasă cu caviar în seara asta. O, da! O, da! Așa, întrebarea 2 tot pe Instagram, trebuie să răspundem. Da, fetelor, tot pe Instagram. Vai, deci nici nu vreau să-mi închipui ce acum pe Instagram. Nici eu. N-ai legătură, stai cu mine. Fetelor, eu vă pun o întrebare. Credeți că o să mai vină Alexia ca și model? Normal, mai că sunt fidelă. Așa. Ne înțelegem bine, deci o să mai vină. Păi. Așa. 7-8 săptămâni, pe mine mă ține 3 zile și încep să cadă una câte una. Wow. Nu, nu. Acolo mai este bine. O problemă legată de tehnică. Fetelor, vă spun că în ziua de azi nu există produse bune și produse proaste. Sunt produsele, toate sunt bune. Trebuie doar să aveți tehnica potrivită tipului de pat unghial. Degeaba nu poți folosi aceeași tehnică la toate tipurile de pat unghial. Da? Ca să știți.
De asta sunt necesare cursurile. Eu am spus, eu cred că, Doamne, deci nu mai am numărul câte cursuri am putut să fac și fizice și online ca să ajung aici. Am o experiență de peste 12 ani și în afară de experiența pe care am avut-o în salon, pentru că munca de salon te înobilează, ca să spun așa, pentru că dai peste fel și fel de cazuri, am și foarte multe cursuri la activ. Deci cursurile te ajută pentru că tot timpul apar materiale noi, tot timpul sunt lucruri noi de învățat. Ador tehnica poligenă. Bravo! 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 Eu o iubesc. Succes! În privat, da, în privat. În privat, contul meu este public, deci nu trebuie să-mi dai cerere sau ceva, pur și simplu comentezi acolo. M-a întrebat cineva când terminăm. Nu mai terminăm. Nu. Nu mai terminăm. Aici de 3 ani. Nu mai văzut. Fetelor, colega mea trebuie să intre live la 8:30. Până la 8:30 eu mai am timp. Așa. Azi când, cineva, Nicola, zis că nu se vede clar. Nu se vede clar. Dar se vede puțin blurat. Pentru că poate am prea multe prin jur. Ia, dăm tu degetul ăsta, lasă-l mai jos. Și-l facem pe ăsta mai sus. Uh-huh. E mai ok acum? Așa, fetelor, spuneți-mi că eu nu... Nu văd ce se vede în telefon. Oricum o să vedeți, live-ul va rămâne salvat și o să vedeți, în afară de faptul că live-ul rămâne salvat, voi o să vedeți foarte bine în poză și în video. Voi lăsa și un video. Așa îmi pot spune numele contului normal. De ce o avem pe Alex aici? O să îl visez. Bun. Acum, eu, pentru că am murdărit puțin cu cu bază, vreau să șterg pe lângă, pentru că aici am top mat. Mare grijă când așezați caviarul, da? Tips and tricks, puneți niște cleaner și vă ștergeți unghia de bază ca să nu ne rămână baltă de de lucios. Mă scuzați, mi-e foame. Rog să-i întreba care sunt întrebările. Prima întrebare deja a fost, acum urmează a doua, fiți pe fază. Da. De unde aveți? Pune puțin o lampă. Vastră? Care chestia? Aceasta? Este o frumusețe de pe kit unghii, fetelor. Le găsiți la accesorii. Așa. Unde se poate vedea live-ul? Pe... Live-ul îl veți, va rămâne salvat pe pagina de Facebook Kit Unghii. Așa. Gro. O să mai faci și cursuri? Eu, da, predau și fac cursuri de perfecționare și cursuri de bază. O să mai faci concursuri. A, concursuri. Facem, fetelor, și concursuri. Mai vreți concursuri? Mai fac. Dacă voi mai vreți, eu mai fac concursuri. Denisa a zis, arată-mi fața ta. Ne. A cuia mea sau a modelului? A, nu, ta. A, e eu? Fața mea nu arată prea bine, tocmai ce am... Arată foarte bine, e modestă, nu o băgați. Am avut o intervenție chirurgicală, poți să-mi dai, la stomatologie, este un pic umflată. Hai, dăm. Bun, pentru că ați vrut și mat și lucios, ce credeți că o să fac? Las modelul mat, dar punem lucios doar și numai pe foițe. Ce spuneți de asta? Vă așteptați la asta? Nu. Nici eu. Mai faceți live astăzi? Fetelor, dar am și un copil mic, adică trebuie să mai mă duc și eu pe acasă, soțul mă așteaptă, familie, știți? Eu cred că vă place să stați cu mine, dar o să mai fac live săptămâna viitoare. Ce spuneți de asta? Bun, așa arată designul, poți să introduci în lampă. Hai să... Hai, după aceea să... toată lumea zice. Toată lumea zice, mă... Bine, hai. Ia, stai, înainte de asta, să mai avem câteva întrebări. Mai dăm. Să-mi ținem în suspans. Dă-mi un pic. Așa, bună, cum găsiți paleta albastră pe site? Fetele, cred că le găsiți la accesorii sau la nail art, cred că la accesorii. Dacă Alexandra mai este cu noi și nu s-a săturat de noi, cred că s-a săturat, da, așa, ne poate spune ea? Okay. Este? Bună, Alexandra, da. Mai ești? Încă ne suport. Așa, Iulia întreabă dacă pui ceva peste caviar, se sigilează? Nu, caviarul nu se sigilează, pentru că altfel nu se va mai vedea frumusețea lui. Caviarul eu îl pun în bază. Deci eu acum lucrez cu bază. Așa, Mari ce l-a întrebat, ce top ai mai aplicat? Top... Nu, ce top mat ai aplicat?
imediat. Imediat, fetelor. Stați cam atât de multe pe masă. Deci produsele astea creează dependență. Nu știu cum să vă spun. Este Novamat. Novamat Hemafree. Așa. Cum ești pe Insta? Frumoasă. Fetelor, Alexandra underline, adică bară mică jos, Radu, iarăși bară mică jos, nail trainer. Pentru că sunt și tehnician de unghii, sunt și trainer. Chiar dacă predau, nu mă voi lăsa niciodată de prima dragoste a mea, și anume a face unghii. Așa. Unde răspund pe Instagram la mesaje? La mesaj? Nu am înțeles întrebarea, oare? Soțul gătește acum, dar din ce observ nu e cazul să te aștept. Deci, vedele, a intrat și soțul. Da, my love. Nu prea e cazul să mă aștepți, că după cum vezi de cât timp sunt în live și... mai avem puțin, pentru că am făcut un model, după cum vezi, și soțul meu știe foarte multe despre manicură, că de în atâția ani. Este un model foarte complex, în care fetele vor putea să aleagă din acest model, dacă să-l facă pe tot așa, deci aveți mai multe variante, îl faceți cu sau fără caviar, îl faceți cu cristale sau nu. Da, Alexandra, da, sunt aici cu voi până la final, fetele. Ține-ne pumnii, dar tu ai mâncat? Hashtag rezist cu noi aici. Așa, ce tare ai fost, așa. Bună, am intrat mai târziu cu ce ați lipit strasuri. Am pus bază, da, și m-am jucat puțin cu baza, după care tot în bază lipim și cristalele, deci și caviarul îl lipim. Întrebarea 2, bună zi. Așa. A, ce? Să punem întrebarea 2? Da. Păi asistenta mea, Alexia, se va ocupa imediat să termin acest... să termin cu modelul, ca să pot să introducem în lampă. Deja modelul meu este supra-saturat. Fetelor, am stat prea mult cu voi astăzi. Serios, acum? Eu știu că... Deci ați început să mă îndrăgiți. Nu vă place de mine, mă vreți aici. Ai stau. Mai am puțin, mai am puțin. Da, este Alexandra, mai târziu servim masa, fetele. Mai târziu, Alexandra? Alexandra, vreau să ne cunoaștem așa, live, facem, mâncăm împreună pe FaceTime. Meet and greet. Așa, nu cade caviarul dacă nu e sigilat? Nu, fetelor, nu o să cadă. Atât timp cât caviarul este unul lângă altul și pus în bază, nu are cum să cadă. Dacă puneți un caviar aici, unul acolo, îți va cădea, pentru că nu are o bază. Ele formează un scut și n-au cum să cadă. Dacă tu pui o piatră în mijlocul unghii, un bolovan, că mă întorc la bolovani, e normal că la găți în păr și o să-ți cadă și la găți în orice. Dar dacă noi facem ca un scut, nu are cum să cadă. Avem 2 ore jumate. Oh, vai! Fetelor, ce-a fost cu mine azi? Am vrut să vă ofer prea multe astăzi. Adică voi o să mă țineți minte, cred, că am fost singura care a stat atât de mult în live. Pentru că am arătat cel mai complex model ever. O întrebare. Mai vreți live-uri de genul? A zis, Ana Dumitru, destul de meticulos modelul ăsta. Păi, voi trebuie să alegeți ce anume din modelul ăsta o să faceți. Pentru că eu v-am arătat modelul de complexitate, adică v-am arătat cât de ușor se face o rocă, dar în același timp voi puteți să alegeți dacă puneți caviar sau nu, sau dacă faceți pe mai multe unghii. Eu am făcut pe mai multe unghii ca să dea foarte bine. Acum, gata, până în lampă. Acum, cum vreți voi. Hai să venim cu a doua întrebare. Toată lumea a zis că da, dacă le plac live-urile. Vă plac live-urile mele? Mă mai vreți? Hai cu a doua întrebare. 1, 2, 3 și... Cu ce bit am stilizat cuticula? Și vă dau indicii. Flacără roșu sau albastru? Ce flacără a fost? Cine mai ține minte? Repede pe Instagram în privat. Repede pe Instagram. Se vede întrebarea în continuare? Da. Chiar dacă am ridicat, că vreau să termin odată modelul, nu de alta. Că deja m-am plictisit eu de modelul ăsta, fetelor.
Deci mâine trebuie să vin aici la ora 6 dimineața să fac curat, pentru că este imposibil ce am eu pe masă aici. Ai zis, Ana Dumitru, clar factor pe unghie. Ce face? Că face modelul doar pe unghie, nu pe da, trei. Da, da, da. Fetelor, eu v-am arătat, eu duc totul la superlativ. Acum, voi alegeți cum vreți să... cum vreți să-l faceți. Adică nu trebuie să-l faceți exact ca mine, dar am o singură rugăminte. Eu am stat cu voi atât ca să vă arăt ceva foarte wow. Cine îmi reproduce modelul să-mi dea tag? Măcar pe o jumătate de unghie. Gata, poți să-mi dai. Hai să luăm... Așa. Fetele, auzi că au scris pe Instagram. Deci deschidem Instagram, o să ne speriem. În timp ce mâncăm, vă promit că în seara, ați scris cumva, acolo unde ați scris răspunsul corect, ați scris și ce nuanță de ojă doriți? Așa, Maia spune că eu am răspuns, dar nu cred că sunt prima. Fetelor, veți mai avea ocazia, pentru că astfel de live-uri interactive vor mai avea loc. Da? Adică nu va fi nici primul, nici ultimul. Am vrut să fac ceva, să văd... am vrut să văd interacțiunea cu voi și am vrut să văd cât de mult vă plac aceste produse și cum le folosiți. Pentru asta a fost live-ul făcut și dacă acest live a avut succes și mie mi se pare că a avut un real succes, vom mai avea astfel de live-uri și eu și colegele mele. Când anunțați câștigătorii? După ce mâncăm. Ok, exact. Aveți Veți, milă de noi. Da, fieți, fetelor, fie-vă milă, nu e foame și nouă, nu mâncarăm. Deci, voi anunța în seara aceasta, bineînțeles, nu o să lăsăm până mâine, vom anunța în seara aceasta pe Instagram. Nu am Insta. Ai timp să-ți faci. Pentru așa un concurs trebuie să-ți faci. Da, trebuie să-ți faci și nu neapărat dar, pentru concurs, dar și faptul că Instagramul este foarte bun motor de căutare dacă tu ești în acest domeniu. Instagramul mai nou este cartea de vizită a tuturor tehnicienilor, pentru că nu mai avem acele cărți de vizită ca pe vremuri și ne ajută foarte mult. Alexandra deja a anunțat că mâine deja pleacă produsele către fetele care au câștigat. Mulțumim, Alexandra! Sărut mâna! Deci mâine deja pleacă produsele doamne, peste voi! La voi! Și vedeți că încă ceva am pe pagină un giveaway în desfășurare. Da? Deci scrieți-vă la giveaway, veți câștiga 5 oje Elite Pure și 5 Rubber Base din gama Elite. Doamne, deci nu, acest model nu l-am mai făcut, deci mie îmi place. Vouă vă place serios acum, hai, vreau să văd că la cât m-am, pot să pui în lamp. Am terminat și modelul, fetelor. Facem poze. Spuneți-mi acum pe final de live ce doriți să vă mai arăt din această gamă Elite. Sau ce poligeluri vreți să vă mai arăt acum pe final și mi-arăt și eu fața, că tot ați dorit să mă vedeți. Au zis fetele că da, modelul e bestial, e superb. Mulțumesc frumos! Ce premiu primești? Vreau și eu un premiu. Mie ce premiu îmi dați, fetelor, că pizza. Am făcut acest mod. Pizza! Mulțumesc cu pizza. Eu mă bucur foarte tare că ați stat alături de mine și că ați înțeles, asta e cea mai mare satisfacție, că voi ați înțeles ceea ce eu am vrut să spun aici. Bun, mai departe, poți să-mi dai mâna, adică folosesc acest top, acesta l-am la îndemână acum, pentru că voi ați vrut și m-am conformat și anume... Modelul este mat, dar folia aurie din model este lucioasă și un pic 3D ca să pară mai opulent. Fetele spun să rămânem pe live pentru verificarea răspunsului și să anunțe la sfârșitul live-ului. Păi nu am cum, pentru că eu trebuie să intru pe Instagram și voi face înregistrare ecran, iar
câștigătoarele vor fi anunțate în story la mine pe Instagram, nu pe TikTok. Capiți și fetelor? Mai pun o dată Instagram-ul. Încă o dată Instagram-ul, deci aveți și a doua întrebare. La sfârșit vă mai arăt o dată codurile. Bun. Eu trebuie să-i termin și cealaltă mânuță, deci va mai dura un pic. Gata, poți să pui în lampă. Și am terminat. 125.000 de tap-tapuri. Super! Poți să dai comandă de mâncare. Finally! Alexia, o să mai vină și data viitoare, cel puțin așa spune acum, ca scape de mine să vină să mănânce. Nu, este adevărat. Nu? Chiar nu. O să vii? Ok. La cât am stat așa. Dar la ce oră anunți câștigătoarele? Fetele, nu știu, cam într-o oră, oră și un pic să mâncăm și noi, să-i termin cealaltă mână și anunț. Bun. 1. Aveți din start cod de reducere 10% la ojele Elite Pure, adică acestea cu sticluță neagră. Da? Bun. Eu am aceste, voi vă alegeți ce doriți. Și tot star 10LA, 10% la toată categoria de aspiratoare. Cum l-am eu pe acesta sau ce aspirator doriți voi. Bun. Cu răspunsurile la întrebare, cred că ne-am lămurit. Haideți să mai arătăm o dată modelul, după care întorc camera să mă vedeți pe mine, cât de... După acest live deja am obosit numai. Acesta este modelul. Ce spuneți? Așa. Și am folosit acest polygel, pe care sper să-l găsesc, adică Peach Pink, împreună cu superb. Mă bucur că vă place, fetelor. Împreună cu Nude Bliss, cu Mocha Bliss, mă scuzați, este combinația. Poți să pui un pic unghia ca să vadă fetelor? Așa. Și ce am mai pus? Imediat vă arăt. Am făcut o combinație pentru design din aceste oje. Se vede de mâna mea. Da. Pentru design am făcut o combinație din aceste oje din gama Elite Pure. Iar am folosit ca și top Nova Matte. Și cam asta am folosit. O să întorc camera. Eu sunt Alexandra Radu, sunt nail trainer și slim expert și am o experiență de peste 12 ani în acest domeniu, iubesc, ador ceea ce fac, sper că s-a văzut în acest live. Și vă aștept și în alte live-uri, sper că v-a ajutat acest model al meu și că nu o să vă mai fie frică de lungimi la unghiuțe. Mulțumim și eu vă mulțumesc că ați stat cu mine și ne vedem în story pe Instagram. Vă pup pentru că mi s-a încins telefonul deja și mi-e foame. Vă aștept în continuare să facem live-uri din acestea interactive și vă mulțumesc că ați stat cât mai mult lângă mine. Deja sunt, și acum sunt 168 de persoane, mie nu vine să cred, 170. Eu sunt Alexandra Radu, așa mă găsiți pe Alexandra Radu, nail trainer pe Instagram. Numai că acolo sunt puțin aranjată pentru că am fost la o ședință foto de personal branding, ceea ce aveți voi cadou la cursul de bază intensiv More Than Nails. O seară minunată, vă pup!